Bun găsit, prieteni, la minutul 91 după acest ultim meci din etapa cu numărul 5. Remiză la Ploiești între Petrolul și UTA. Petrolul ratează victoria în final. E adevărat că putea să piardă meciul la ocaziile pe care le-a avut UTA în minutele de prelungiri și minutele de final, dar până la urmă sunt două puncte câștigate, câte un punct pentru fiecare echipă care mișcă acolo în clasament și sunt departe cumva ambele formații de locurile de baraj și de locurile care duc direct în Liga Secundă. Evident că vom discuta despre FCSB Rapid, pentru că avem foarte multe controverse după acest meci, nu doar legate de arbitraj. O să discutăm despre reîntoarcerea Farului în lupta pentru cupele europene, pentru că este foarte sus în clasament, și ce etapă urmează, una intermediară în care lupta pentru Europa se dă între patru echipe. Farul va juca cu Rapid, Craiova, care a arătat foarte bine ieri la Sfântul Gheorghe, va întâlni acasă CFR Cluj. Îi salut pe Bogdan Cosmescu și pe Basara Panduru. Bună seara! Salut! Mulțumesc salut. De prezență. Câteva scurte impresii despre acest meci de la Ploiești-Pandi. E corect rezultatul? Remiză 1-1? Nu, după ocaziile mari din repriza a doua, poate altul trebuia să fie rezultatul, dar până la urmă cred că sunt mulțumite ambele echipe cu super mulțumite, da. Super mulțumite. Exact ce le trebuia. Nu joacă în Europa, nu s-au salvat matematic, da. Sunt ca matematic, și salvat. Matematic nu, dar sunt destul de salvat. Au și avantajul că la egalitate sunt peste alea 5 din spate care trag să... Mai puțin voluntariu, că voluntariu nu e pe poziție care... de retrogradare încă. Nu, dar asta spun, voluntariu n-a intrat cu prelungire. Da. Păi nu, voluntariu are și probleme, adică nu e, nu, 21 de puncte cât are. 21, da, deocamdată e acolo, la retrogradare. În cazul în care ar fi câștigat Petrolul, ar fi creat dificultăți mari Universității Cluj, pentru că U Cluj are licență de Europa, dar o poate activa la baraj doar dacă termine în primele 4. Dacă până pe locul 10. Cu 11, atunci nu poate. Sistemul ăsta e foarte bine de implementat, dar nu în România. Unde în România jumate din doar 3 echipe din play-out au licență. Incredibil. Una dintre ele fiind Craiova. Da, dar... Păi, dar ce? Stai puțin, nu e bine de implementat în sensul că s-a creat prejudicii sistemul ăsta? Sau nu s-a creat atractivitate? Nu, tu te bazezi pe niște meciuri care poate nu se mai joacă niciunul dacă Oțelul ia cupa și... ăștia la alții, Clujul trebuie pe 11. Nu se mai joacă niciun meci. Și e foarte corect să nu se joace, că nu îi dai posibilitatea unei echipe pe locul 11 să joace. Păi nu, dar tu ai făcut un sistem ca să nu se mai joace. Dar tu mai, okay, că tu, nu se mai joace. Tu ai făcut un sistem ca să se joace. Ca să fie interesant, da, să se joace. Da, tu ai făcut un sistem. Să mai încă două meciuri. Da. Nu pentru aia ai făcut sistemul ăsta. 7-8 și ca să fie interesant, să fie o miză. Nu, n-ai făcut sistemul neapărat pentru acele meciuri. Ai făcut să aibă miză și echipe... Nu, tu l-ai făcut să aibă miză echipele care sunt în fruntea play-out-ului ca să nu traficheze puncte. Exact, dar pentru alea, pentru că tu ai în plus două meciuri. Așa deodată te trezești că n-ai niciunul. E același lucru? Cum ai că pregătești un campionat cu două meciuri sau fără două meciuri? Repet, scopul oferirii acelui loc de baraj pentru echipele din play-out era să o echipă cum e Oțelul acum. De ce se pare normal? Da. 7 echipe să aibă licență europeană. Mie nu mi se pare normal sistemul. Tu de la sistem. Nu mi se pare normal dacă tu știi că așa este situația în România. Ce sistem ar fi bun? Nu știu, nu știu. Și cu 7-8 nu joacă nimic, își văd de treburile lor. Și cu asta basta. Păi bun, și dacă faci sistem... Și 3 merge direct în conferință. Mai degrabă așa, dacă știm așa că nu ai licență, 7-8 de la început să se știe că nu joacă niciun de. Și atunci e treaba lor și la revedere. Dar nu pui 7-8 să joace și după aia te trezești că n-ai până la 10. Nu te trezești, că deocamdată dacă ASA ar termina campionatul, barajul ar fi între Oțelul și Ucluj, ce vorbim. Nu e corect. Și eu zic la fel că nu e corect. Dacă știi că sunt echipele astea fără licență, nu mai faci 7-8. 7-8 nu merge niciunde. Mai ales că faci și 10-le, 11-le, nu merge. Păi nu, da, sistemul ăsta e făcut pentru niște echipe. Ce care... Ce câștigi, Pandi, că tu trebuie să faci un sistem în care să câștigi ceva. Sistemul ăsta a făcut să câștigi atractivitate în play-out și echipele care sunt... Ce câștigi, Dane, dacă locul 7-8 se duce cu locul 3 și bate și se duce în Europa? Ce câștigăm noi? Facem puncte sau pierdem puncte? Ce facem? Cine ajută pe noi că o echipă de pe locul 7-8 se duce în Europa? Păi dacă o echipă de pe locul 7-8 bate Bayern pe 3, de ce trebuie aia de pe locul 3? Dacă o bate odată, înseamnă că trebuie să se ducă în Europa? Dacă tot anul a fost pe locul 8, 9, 10, da, trebuie să se ducă în Europa? Joacă în deplasare. Ai, mă, Dane. Deci
se joacă meci Craiova cu Oțelul și tu pierzi meci și vrei să mergi în Europa. Nu poți să fii de la începutul campionatului până la sfârșit pe locul 9-10 și după aia să te trezești în Europa. Dacă ai suficiente locuri, dacă ai suficiente locuri, atunci ai lași pe aia să facă cum fac belgenii, o grupă pentru conferență. Nu, dar noi trebuie să ne ducem în Europa și pe unde ne ducem cu echipe bune care pot face rezultate, că avem nevoie de puncte. Am văzut echipele bune ce fac. Ce-i dăm lui 7-8 posibilitate din România? Am văzut echipele bune ce fac, că noi ne mai calificăm oricum cu echipă. Ce facem? Pe cum nu ne calificăm, Dane? Că a jucat Sepsi, a jucat Farul până în ultimele meciuri. Nu, în grupe mă refer. Au jucat până în ultimele meciuri. În ultimele meciuri ale turnului preliminare. Crezi că e ușor să treci de... Să vedem ce spune Mircea Rednic. Mai mult decât am făcut-o tot sezonul, toate meciurile astea care le-am avut în play-out. Da, e greu să accept. Dar într-un fel e un punct, suntem acolo. La Omondi n-a vrut să intre deloc, nici când a dat gol nu s-a... Dar nu, asta e părerea mea acum, nu e, știu că dacă îți vine din mână, plus că a fost fault la început, l-a împins pe Kevin și din picior a venit în mână. Acum nu știu cum e mâna, dar ce știu eu că dacă îți vine din picior în mână, nu e. Dar la așa gol n-are rost, acum ferăm toate, păi dacă câte lupte au fost aici între atacanți și fundași, păi înseamnă că trebuia să fluiere tot timpul, da? A dus bine jocul, nu vreau să... Mă bucur că am reușit să revenim, meritat, mă bucur că ne-am creat ocazii, îmi pare rău că am ratat, da. Foarte multe ratări, mai multă concentrare la aia. Trebuie să recunoaștem că au un portar nu bun, foarte bun, care tot sezonul a fost, după părerea mea, numărul 1 și dacă au punctele astea, jumate sunt datorită lui. Prima ratare a lui Omondi, cum ați văzut-o? Cum ați trăit-o? Și din prima repriză? Știu. Nu vreau să știu, da. S-a complicat acolo, nu te complici, sau dacă te complici, sau dacă vrei tu să filozofezi, ok, dar dă gol, n-ai voie să ratezi. Deci, sunt situații în care nu te joci cu... El are pastea, deci ăsta e Omondi, da? Și din punct de vedere, eu știu că ca efort, prezență, n-am ce să reproșeze. Mikovski, cifre impresionante, 10, da. Înscrie și astăzi. Și aleargă, i-a zis eu și calul aleargă, domnule, iartă-mă, dar bine că ai dat gol. I-am promis să o prime dacă îl dă și golul 10. Păi și cum e, că el ar avea 9 goluri și 5 asisturi, în fine s-a pus autogol acela de la Craiova, că a marcat de 2 ori acolo. Deci, mai are 10, pentru mine are 10 goluri. Deci îi dați prima. Îi dau prima că merită. Și nu numai el, toată echipa și felul cum s-a comportat. Nu e ușor cu o echipă bună. În prima repriză a avut un singur șut, gol a fost. Și a fost gol. Deci nu mi-aduc aminte să fie avut și alte ocazii. Bucur că n-am cedat. Am avut situații în care am făcut erori și le-am dat posibilitatea ca ei să-și creeze situații. Două situații au avut acum spre sfârșit. Trebuie să fim mai atenți pentru că noi am cam plătit. După așa situații, totuși, dacă ne întoarcem așa, mai mult timp în urmă, iată, UTA ajunge cumva să se lupte pentru prima poziție din play-out, în meci direct cu Oțelul Galați, următoarea etapă. Aulea, abia aștept. Și cu suporteri, vă dați seama ce atmosferă o să fie. Cum a fost trecerea asta așa ușor? A fost ușor. Aproape de play-off. N-a fost ușor, s-a muncit mult, răbdare, asta am cerut de la început, răbdare. Unii n-au avut, dar până la urmă vedeți că toate deciziile luate de mine au fost bune. Nu toate, hai să zic 85%, că au mai fost câteva rateuri cu câțiva jucători, dar n-ai ce să faci. În moment ce iei jucători la bugetul care l-am avut, e greu să nimerești tot timpul, dar eu zic că acum UTA arată foarte bine. Ei, și a mai venit o lovitură, apropo de jucători, interdicție la transferul. Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu e adevărat. Păi acum ce transferul să facem? Nu mai facem. O să vedeți că avem voie să facem transferul. Da? Adică se vor plăti sumele. Eu din ce știu... S-au plătit, altfel nu le luam licența în primul rând, deci până data de decembrie, 31 decembrie s-au plătit. Cea mai grea a fost pentru cășerul, jumate din bugetul nostru pe o lună, dar asta e, s-au făcut și greșeli înainte, s-au făcut și acum, dar eu sunt sigur că vom avea acces la transferuri în perioada de transferuri. Acum nu e perioada, chiar nici nu ne agităm. Sunt cei alții care mai încearcă să mai bage câte o,
câte așa câte o strâmbă de la Strâmbu, mai bagă câte o strâmbă ei ca să ne destabilizeze, dar nu au cum să fac. Suntem solizi acum, avem echipă și ca spirit și ca concurență și eu zic că arătăm bine. Aveți echipă, însă trei dintre jucători vor pleca la Rapid, la finalul sezonului. Eu nu cred, uite așa mă țin de ei, prind de picioare, nu pleacă. De ce să plece? Când aici joacă, au condiții. Păi cum, dacă îi vor vrea? Hai, decât să-i ia acolo și să nu joace, eu zic că mai bine să-i lase la mine. Nu, ar fi pregătit, serios? Nu o să fie ușor. Nu o să fie ușor, că nici pentru ei, nici pentru mine. Dar mă gândesc că Dumnezeu aranjează lucrurile așa cum trebuie și pentru ei și pentru UTA. Mulțumim tare. Mulțumesc, mult. O seară. Ba, chiar asta e o întrebare. Vulturar, Mikovski și Pop ar avea loc la Rapid. Ăsta de acum. Nu știm ce transferuri va face Rapid în vară. Ce crezi, Pandi? Nu. N-ar avea. Nu, niciunul. Păi Vulturar n-are loc aici. Mikovski ar putea fi o unde? Rezervă. Ah, ok. Rezervă toți. Pentru că dă multe goluri anul ăsta. Da, dă multe goluri. Nu știu dacă ar mai da multe goluri dacă nu mai e titular și dacă nu mai are încredere. Că da, uneori pe 15 când... minute. Vorba ta, nu mai știi de ce ești acolo și nu faci nimic. De nu știu. Rareș Pop are un avantaj că el ar putea bifa regula. Și mai încă 3 ani. Acolo e o mare problemă. El încă 3 ani. Mă refer acum din vară. Dane, cât te l-ai pe Borza, acolo e o mare problemă. Pe data Borza l-ai pe Borza, l-ai pe confirmat, asta e problema. A, și ce? N-a confirmat la anul o să fie pe bancă? Păi a fost anul să pe bancă, la anul ce să nu fie pe bancă? A fost pe bancă și a jucat Bădescu, nu? Da. Păi, și îți dai seama dacă a jucat Bădescu, adică tu cum acum ce faci? Ai funda stânga și după aia ai extremă, stânga, dreapta. Tu ai doi acum funda stânga, te ții de ei și mergi cu de ei. Ce asta atunci? E. Părăși Pup. Păi, de ce l-ai luat și pe Cârjan? De ce l-ai luat și pe... Pe Cârjan l-ai împrumutat. Cârjan l-ai împrumutat și tot din perspectiva are. Ai luat din, ai luat pe el. Nu? De vârstă. El ai luat, dar nu-l bagi să joace. Ia-i acolo. Acum l-ai avut pe Cârjan, ai avut doi număr 10, nu? Că și s-a uit tot pe acolo. Stânga, 10, ce da. Joacă. Da, doi număr 10. Dar tu vrei în față să ai mai de aia buni. Da, vezi? Și atunci o să fie fundașul stânga și la anul. Borza cu Bădescu, acolo se bate. Mă întorc un pic, deci, din punctul vostru de vedere, că amândoi susțineți, ați scoate regula asta de sistem cu barajele, spuneți, de Europa. Nu este corect. Să vină să joace la Cluj, să zicem, și nu fie acolo, să joace un Cluj derby local, ăia să ia roșu, cine știe cum, fault sau hands pe linia porții, să te bată într-un singur meci, când tu ai fost tot timpul acolo sus. De când e sistemul ăsta? E de 3 sau 4 ani, nu? Da, n-a câștigat nimeni. Păi știi de ce întreba asta? Nici la barajul de retrogradare nu s-a întâmplat până acum 2 ani. E altceva. Ce treabă are bagarea? Adică nu-l mai faci sau cum? Nu, dar nici până acum nu s-a întâmplat. Păi nu știi cum e asta? Că spui, uite, vine echipa de pe locul 7 să meargă în Europa. A mers vreodată? Nu. Cum era când s-a introdus regula U21, erau alea teoriile. Ce, păi și dacă se accidentează ăla din teren, trebuie să bage altul. Da. Și dacă se accidentează și ăla, păi mai e unul. Și dacă se accidentează și ăla, s-a întâmplat vreodată situația asta la care noi facem tot timpul trimitere extremele astea? Niciodată. Deci dacă e cum spui tu, că niciodată locul 7 nu se duce, de ce îl mai pune să joace? Păi de ce mai pune să mai joace două meciuri? Păi de ce mai pune să joace două meciuri? Mai devreme, păi ca nu, de ce să mai joace două meciuri și Pandi, să nu-i trimiți în este vacanță? Este foarte important să ai o miză pentru echipele gen, cum sunt acum astea, Oțelul, Cluj și celelalte, nu, ele acum nu au licență. Este foarte important să-i faci pe aia de pe locul 3-4 să tremure puțin, de fapt. Și asta e important, da. Păi de ce? Păi de ce să nu trebuie? Stai puțin, că nu înțeleg. Păi și de ce ar trebui să termine dacă 3. Tot așa, timpul și? A terminat pe locul 10? Și joace acasă, joace cu locul 10. Joace acasă, mergi, câștigi. După de să te de fiecare dată. Locul 7-8 să joace, după care te trezești că joacă locul 10. Ce e asta? Nu, până la locul 10. Păi locul 10 se poate să joace. Păi, Cluj 10. Poate asta zic. Și ce e asta? Ori 7-8, ori 10, ori... Se poate întâmpla dar situația asta. Dar regula nu poate fi bună cât timp nu ai o modalitate de obliga pe aia și mai bine europeană. Să-i lăsăm și pe aia ultimii... Păi dacă nu poți mai face... Da, și ultimii și aici, pe Craiova, da. Știi ce îmi spuneți voi acum? Îmi spuneți următoarea chestiune. Corvinu trebuia blocată sub orice formă să ajungă. Păi cum adică nu? Mergem cu Corvinu în Europa? Asta e cupa României. Mergem cu Corvinu asta în Europa? Asta e cupa României. Păi mergem cu Coventry. Mergem cu Coventry. Păi da, uite. Păi mergi cu Coventry, că asta e cupa. Da, asta e cupa. Păi, cupa e pentru toată lumea. Okay. Acum facem și campionatul pentru toată lumea? A, nu, facem doar pentru anumite echipe pentru, sau cum? Dar de ce nu-i trimitem pe locul 16 Dane să dea baraj? Dacă locul 16 este are singura licență, echipă clar, care are licență... Nu are logică să spui locul 16. Dar locul 10 ce e logic are? Pentru că iei primele 4. Dar ce primele 4 de ce primele 6? 4 și nu primele 6? Sau 8? Nu știu de ce primele 4. Păi așa okay. Da, atunci da. Eu făceam așa, da. Sincer spun. Dar de ce primele 4 și nu aia de deci o făceam doar așa. Doar dacă aveau locurile 7 și 8 licență, de ce mai cobor?
Păi dacă lucrează 78 au licență, dar fix, așa, da. Fix exact. 78. Da. Păi știi, ok, hai logica. Să zic care, care este logica. Să mergem pe logica. Care este logica? Care este? Hai să spun eu care. Clujul nu are nicio miză. Hai să spun eu care este 14. Bani. Știi care e logica? Cât mai bună era primele 5. Cluj acum, de exemplu, dacă spre final nu mai are șansa să ajungă la locurile 7-8, da, așa cum spuneți voi, ce face în ultimele etape? Sau ce de ce ți-e tem? De ce ne temem să facă? Nu putem să de la premiza asta, mă. Ba da, de la care asta plecăm. Care se plecă și ce face acum cu Coca? Pierdut cu Craiova, a pierdut toate meciurile. Și ce, n-au fost echipe care în play-off au făcut jocuri? Tu trebuie bine să faci un sistem în care să elimini prin miză toate jocurile astea. Sistemul ăsta a fost și la alte țări înainte. Acum s-a ajuns la alt sistem. Alea primele 6 joacă doar 5 meciuri, locul 7 cu 10 joacă o grămadă de țări. Depinde care țări. O grămadă de țări. Ce joacă Grecia? Danemarca, ce joacă Belgia. Bulgaria chiar? Belgia. Joacă. Bulgaria cum joacă? Grupa de cupe au de exemplu Bulgaria. A, deci noi cu cine? Cu Anglia? Da, cu Anglia. Hai să nu joacă Anglia. Nu înțeleg, nu înțeleg ce la ce sistem faci trimitere. Exact, grupă pentru deci, conference. Sistemul ăsta al nostru a fost înainte la Balte, la Belgia, la nu știu ce. L-au schimbat. Belgienii acum joacă, cred că primele 4 sau cum joacă? Nu. Au jucat anul trecut. Primele 6 și are pe locul 70 joacă acum. Anul trecut au jucat 4. Da, da, anul ăsta sunt 6. Danemarca nu are tot 6? Tot. Păi da, dar joacă doar 5 meciuri. Asta spun și că se schimbă lucrurile. Astea a fost acum 5-6 ani. Acum o să se schimbe lucrurile ca să fie mai atractive. Nu merge, Dane, locul 7-8, Belgia 9-10 are fix același sistem cum îl avem noi. Austria are fix același sistem. Tot mai multe țări trec la sistemul ăsta cu play-off. Okay, tot mai multe țări. Alea care au trecut la alt sistem, la ăsta care ți-am spus eu, cu un meci primele 6, adică cu 5 meciuri, da? 30 de meciuri plus 5. Se pare mai bun așa? Păi nu știu, dar de ce mi se pare ăsta mai bun și nu ăla mai bun? În primul rând sunt mai multe meciuri. Nu vrem mai multe meciuri sau noi vrem să ne odihnim, că jucăm prea mult sau cum? A, deci noi suntem cei care jucăm cele mai multe meciuri. Deci nu mai joacă nimeni în lumea asta mai multe meciuri decât noi, da? Nimeni. Noi singurii care jucăm 40. Și noi trebuie să stăm să nu jucăm. Nu, ăsta este țelul. Deci campioana României. Asta e important să stăm. Noi dăm moda. Noi dăm moda în lume. Noi am preluat, din Belgia. Dane, campioana României. N-au schimbat, că au fix ca noi. Noi ce facem? Noi facem acum fundașul dreapta închizător, când Guardiola l-a făcut acum 10 ani. Dane, campioana României, dacă joacă 4 tururi preliminare, probabil că joacă, n-are altfel soluție. Se califică în grupe, este echipa din Europa care a jucat cea mai multe meciuri. Nu există echipa care a jucat cea mai multe meciuri decât campioana României. Asta e așa, e corect. Se pare normal? Păi de ce? Nu, deci hai să ne întoarcem la sistemul ăla cu 34 de echipe. Dacă ăla v-a plăcut cu sistemul ăla... 60 de meciuri. E aia care joacă 80 de meciuri. Nu joacă nimeni 80 de meciuri. Nu? Eu asta spun. Nu joacă nimeni 80 de meciuri. 60, deci, câte? Nu joacă nimeni. Cum să nu joacă? 60 joacă. 60. City ce joacă? Sau care joacă? 6 în grupele europene. Joacă Inter direct. Joacă doar grupe. Tu nu pui tot campionatul sau cum? Au 55 de meciuri până acum, parcă am văzut. Joacă la fel de mult ca... Și cu încă 6 joacă 60. În perioada asta, dar ori, pentru tot... Să nu mai jucăm în Europa dacă asta vrem să jucăm. Oricum nu jucăm. Serios acum. Acolo zi, mersi că te primesc aia, măcar. Și cu două meciuri, cu Gibraltar și cu nu știu cine, îți mai dau și 7-80 milioane. Da. Da, după tur-retur cu Gibraltar și cu Andorra. Acum îți mai dă și 7 milioane. Da, nu știu. Mie mi se pare că sistemul ăsta de când a fost introdus în România, e adevărat. Poate fi perfectat. Nu mi se pare inadmisibil să le permit să nu-și ia licența europeană. Păi cum adică să ai legat cumva licența europeană de licența internă? Da. Nu ți-o ipai, nu mai e deloc. Eu la divizia B. Ia tu la divizia B. Păi nu poți să faci asta. De ce? De exemplu Corvinu. Îți dau exemplu Corvinu. Da. Corvinu, nu ai drept de promovare, altă discuție. Nu este altceva pentru că este o lege a statului român care interzice să joace într-o ligă profesionistă fiind de drept public. Dar n-am zis asta. Legea elvețiană permite chestii. Am zis de licența de Liga 1. Așa. Pe care ți-o iei. Petrolul care ai dat, nu ți-o iei și pe european, nu ți-o dau nici pe asta. Mi se pare absurd. De ce să obligi tu o echipă cum e, cine e acum, Botoșani? Păi nu vreau în Europa, pentru nici nu am șansă să joc în Europa. Pentru că trebuie să fii corect financiar exact, și curat, să n-ai datorii. Da. Nu mi se așa pare. Trebuie să... E, nu ți se pare. Păi, îi obligi pe aia să se vezi niște chestii că au primit banii, tu ai datorii continuu. Evident că și mie mi-ar plăcea cu discuția aia, la startul campionatului, să pună fiecare echipă într-un... Da, Pandi, dacă facem așa și suntem așa, încheiem cu fotbalul în România. Nu, îi facem pe toți să fie corect, să înțeleagă toți că doar așa merge. De ce nu putem? Pentru că nu.
se poate în România să se facă. Asta este cea mai mare problemă, nu se poate. Ne-am obișnuit să nu se poată. De ce nu se poate, Dan? Nu, ne-am obișnuit să nu se poată. Pe bani publici. Noi ne-am obișnuit să nu se milioane de la primărie sau cât ei și tu ai datorii? Asta e altă discuție. Păi cum discuție? Păi, asta e altă discuție. Tu, voluntariu, nu ești în stare să te iei licență europeană? Aici suntem de acord. Păi voluntariu a ajuns în semifinalele cupei. Dacă avea licență europeană, spune că îi bătea pe Corvinu. Aici sunt de acord, mă rog, cu tine. Nu știu că îi bătea. Am spus și de UTA, la fel. Tot pe bani. E posibil tu, UTA, să nu ai licență europeană? Da. Mie mi se pare. Și ce ar fi interesant de văzut când Belgia, că Belgia cred că a fost prima țară cu play-off, noi cred că am copiat, nu știu dacă mai era altă. Acum cred că sunt 10 campionate în Europa. Dar ei anul trecut, Dani, n-au jucat doar 3 meciuri, ba n-au fost 4. Ba da, așa, 6 meciuri. Au jucat 6 meciuri, da. Și ai văzut ce campionat a fost anul trecut? Și acum la fel. Aminte, din minutul 89 până în minutul 93, și acum e la fel. Royal Union a primit toate de meciuri. Nu, s-au schimbat 3 campioane în ultimele 5 minute. Oricum, de fiecare dată a fost. Dani, eu vreau să subliniez că Mircea Redic a folosit 40 de jucători în acest sezon. Foarte bine. Am spus-o după comentariul lui, nu sunt echipe de rugby care nu au 40 de oameni într-un sezon. Unde se accidentează? Se accidentează și 15, sunt 23 într-un lot care joacă. Nu sunt de multe ori 40. Vreau să spun ceva, că uite, chiar scosesc... Botoșan are 46. UTA n-a fost pe actele financiare ale cluburilor din prima ligă. Nu e nici pe departe între echipele cu cel mai mare buget salarial. Dar imediat... Ce importanță are? Cer câte una cu alta, că fosești 40 de jucători. Păi are importanță. Se pare normal să iau un continuu jucători. Într-un buget anume, deci mai nu sunt contează etape cât rulezi. Până la final și la UTA debutează Lawrence. Așa, și care e problema? Jamaica, cu 4 etape de final. Cu volumul de jucători sau cu ce reuzează de echipa aia? Am o problemă, că la ce s-a dus să debuteze cu 4 etape de final? Ori îi fac contract pe 8 ani și l-am prins acum că e mare jucător. De ce l-am acum pentru 4 etape? L-ai prins și l-aduci să-l vezi dacă îl iei și la anul. Peste 3, o lună, două afară. Păi normal. Okay. În fine, Oțelul e echipa care are cel mai mic buget salarial. Deci minunea de la Galați? Formidabil. Dacă fac stadionul de 100 de milioane acolo, ai văzut. Hai să vedem de aici. Auzi, brusc primăria a căpat o dragoste enormă. Bă, dar peste tot. În toată țara. Să fac stadionul la Galați? 100 de milioane a citit în gazda sportul. Păi nu, mi se pare legitim. Legitim. Și mie mi se pare se duc 7, 8, 10 mii de oameni în, la fiecare două săptămâni. Mereu. Păi tu, comunitate, ce trebuie să cauți? Ce, da, ce vrei să faci pentru oamenii ăia? Bă, le place oamenilor, se duc în parcuri mereu. Fă parcuri, se duc la fotbal, fără stadion. Pe mine mă miră această nebunie a stadionului. Nu e rău. Cât vine de scaun? Nu e rău. Cât vine de milioane la 20 de mii de euro, cu 5 mii. Asta vine mult de tot. Cât vine? Bă, da, eu nu, 5 mii. Eu nu înțeleg o chestie. 5 mii de euro în scaun. Când vine 1000 la toată lumea. Eu nu înțeleg o chestie. De ce n-am dezlănțuit pe stadionul ăsta? De ce dracu nu facem niște școli? Bă, niște spitale! Asta e bună. Bă, construim, dar de ce? Ok, nu sunt rele stadioanele. Bă, dar ajungem la situații când Târgoviște are două stadioane, mă. Și o face și pe al treilea. S-a făcut la Târgu Jiu și nu joacă nimeni. Nu joacă nimeni. Da. Adică, bă, eu nu înțeleg chestiile astea. Asta e corect. Nu, tu înțelegi, dar nu poți să spui. Dar de ce mai stadioane? Nu, tu poți, okay. tu nu poți dacă să spui, vreau, dar înțelegi. Dacă vreau să speri ceva, poți să speri și la altceva, nu mai la stadioane. Speli o cămașă, nu trebuie. O singură fază vreau să vedem aici. De fapt, două faze. Una este... din perspectiva fotbalului și la revedere pe Musi, în minutul 55, e o față pe care a remarcat-o Pandi și vreau să vedem și genul ăsta de faze. Atenție că trebuie să ascultăm și reacția publicului la această fază. Publicul reacționează în mod pozitiv. Exact. Ce s-a întâmplat? Practic nimic deosebit. Da. Da? Da? Nimic deosebit. O fază, cum ar trebui aproape toate să fie, mai bună decât asta, că nu trebuie să ajungi acolo pe linie sau puțin în afară ca să dai. Dar ce a făcut? A luat mingea în viteză, s-a dus în viteză, a făcut o fază în viteză, din care nu iese nimica. Oamenii care până atunci se uitau și nu înțelegeau nimic, când au văzut prima fază mai de fotbal, au zis, bă, ăsta e fotbalul ăla pentru care am venit, ăsta e fotbalul pe care vrem să-l vedem, ăsta e fotbalul care trebuie să fie jucat. Dar, repet, nimic. Dar uite cât de important a fost faza asta pentru, pentru oameni. Și eu îi spun lui Musi să lase, că l-am văzut cu telefon cu alea, să lase toate astea, să pună mâna să joace fotbal pentru că are calitate. Poate să devină un jucător bun. Unul la unul te driblează, are și viteză, joacă fotbal, lasă telefoanele alea, pozele alea, că nu alea sunt importante.
E mai plus sau așa are el conformația? Hai să spunem că așa are el conformația. Mi-așa mi se pare că e un pic... Să spunem că așa pic, are adică el... Nu arată dacă se dezbracă, nu arată că e de la Corvinu. Asta e părerea mea. Nu. Nu arată că e de la Corvinu. Mulți cred că prin prima ligă nu arată. Asta zic. Adică nu găsești 10, se pui în primul rând. Nu. Bă, și cu, dar i-a dus în Photoshop. Dacă a făcut un Photoshop așa arată. Și ne-a păcălit în halul ăsta. Da. Deci nu găsești în prima ligă 10 să fie așa, să-i pui în prima ligă. Și golul lui Omondi, care a fost o bijuterie de gol, a fost anulat după intervenția VAR pentru un faul petrecut. Nu, Hens, care faul? Hens, pardon, am greșit eu. Aici e faza. Dar ce gol dă? Dar unde e Hens? Nu mi-am văzut seama când e faza. E mână și... Da, dar unde e? Când a început faza, aici. Acolo. A fost acolo, stângă, da. Bă, dar cum dracu a fost la VAR? Nu trecea prin cap. Da, ce-i drept că... Nu trecea prin cap. Cine a fost la VAR? Că nici mă deci, deci asta e bună, să știi, să întorci. Uite aici, aici. Asta e Hens, da, la mâna stângă. Cred, nu? Da. La mâna stângă, da. Da. Dar uite cât durează, cât trece. Da, deci mult, să vezi asta. Bine, ei se uită oricum atent, da, și da, când se uită atent. Mamă, ce gol. Ce și gol. Asta este faza de pe partea cealaltă cu camera, da, care că se de-aia pare, știi, da, că este aici. Aici Renic a zis, eu știu că atunci când vine dintr-o altă parte a corpului, noi, numai că... Nu când te duci tu mâna încolo. Da, și ai o mână într-o poziție nefirească și cumva vrei să joci mingea cu mâna. Și s-a considerat că aici... A vrut să joace, a anulat golul după intervenția VAR. Bun, cam atât cu discuția de acest meci dintre Petrolul și Utah. Oricum două echipe pe care o să le regăsim aproape sigur și în sezonul următor pe prima scenă. FCSB Rapid, meci spectaculos, a jucat cu peste 45.000 de spectatori sâmbătă seară pe Arena Națională. S-a terminat 2-2, goluri multe. Mă rog, și goluri anulate și foarte multe faze din perspectiva arbitrajului. Până la arbitraj însă am eu câteva lucruri pe care vreau să le discutăm despre fotbal. Pregătește. Ia să vedem. Nu. Pregătește. Din punctul vostru de vedere, cine a câștigat duelul dintre Brown și Coman? Bogdan. Brown. Așa mi s-a părut. Ok, sunt curios pentru că a fost un duel totuși de nivel... înalt, cu multe dueluri directe. Ai luat toate fazele între ei doi și le pui acum și vedem cine... De fapt a câștigat Coman. Nu, vă întreb așa ca impresie după ce ați văzut un meci. Și eu cred că l-a anihilat. S-a părut că l-a blocat. Mi s-a părut că l-a blocat. Și asta a fost impresia mea. Mi s-a părut că l-a blocat, da. Că a trecut de foarte puține ori de el. Și nu în situație, bine, aici e o situație în care îl prinde pe Brown, el se... Da, aici e o situație complicată. Se remediază foarte bine. Aici, genunchiul ăla, cred că îi vine peste, nu? Peste călcâi lui Coman. Este ceva acolo. Aia e o fază de discutat. Aici, uite, cum îi prins picioarele. Asta este exact faza în care poți să-i rup piciorul. Da, bă, ce voi să dai ceva aici? Nu poți să dai. Păi nu, astea, nu poți să dai, că e atât de frumoasă asta și crezi că aici, aici mai deloc. Dar asta este complicată, să știi. Ai spus și atunci, fault? Nu poți să dai fault, dar nu este intrarea cea mai... Pandi, dacă ne uităm așa, înseamnă că trebuie scoase din trebuie interzise în regulament intrarea prin alunecare. Nu mai este intrarea prin alunecare corectă. Intrarea prin alunecare poate să producă mari daune. Este aproape imposibil. Dar nu să trebuie să fii spatele... și tu atent ca jucător care ești la minge. Să te ferești cumva când ai intrat prin alunecare, să nu te prindă cu piciorul țapăn în pământ, să stai așa mai mult. Nu știu, te întrebi. Știi, pentru că nu vezi, nu simți că pleacă în alunecare. E în spatele tău, nu controlezi lucrurile. Pot produce mari daune. Da. În general, piciorul aici, da? Ți-ai rupt piciorul. Pare ea că este cea mai corectă, ții minte la Papo? Da, mă, te prinde cu aia, da, la centru terenului. Te prinde cu dacă spate, vorbeam despre ea, spuneam cea mai corectă, cea mai frumoasă, cea mai... Dacă îmi vii cu Sani aia și ți-a venit peste picior, pentru că îți prinde și piciorul cumva și vine peste picior, ți-a rupt piciorul acolo. Așa este. Dar ea așa este... Este incredibil, interesantă, da. Va e în disperare, pierduse cât de cât, să spunem. Vrei să spun ceva, că mi se pare că și Coman aici are mare viteză? Pentru că Brown, în primul rând, are mare viteză. Coman are și mingea la picior. Faptul că aproape de 16 metri acolo aleargă unul lângă altul, mă surprinde într-un fel. Nu că n-ar fi avut Coman vreo mare viteză, dar credeam eu că Brown e mai rapid decât el.
Plus că ai mingea la picior, adică bă, mă gândeam că Brown reușește să ia bă, oricum, față. Bun jucător Brown, vă spuneam și în timp ce, mă rog, ascultam intervenții de la Ploiești, mi se pare că e unul dintre jucătorii Rapidului pe care Rapid ar trebui să-i pe mi se pare că a progresat, de... mi se pare slab pe faza defensivă când juca la Botoșani. Mie mi se pare că e pe spiritul Rapidului. Pentru că e foarte important să fii pe spiritul Rapidului. Da, e pe luptă, e pe luptă, pe implicare. Să ai nebunia asta Rapidului, iar el are bă, lucrurile astea. Uite-l pe Coman, tot în față este, tot în... Bine, i-a băgat piciorul, vezi, i-a băgat stângul în față, crezând că ăla să încerce spre minge. Crezând că vine să ia mingea exact prin lateral. Exact, să fie penalti, da, știi? Să fie penalti. Coman a făcut foarte bine. Era roșu. Era faul de era cartonaș galben? Nu știu, dacă e în afară era roșu. E roșu da. Și lovitură liberă, da. Da. Dacă era în care era penal. Dar de-aia pune stângul ăla acolo. Da. La un moment dat. Că pe acolo intervine. Pune stângul ăla ca să fie faul. Și pasa e bună lui Olaru. În partea cealaltă, Octavian Popescu versus Borza, mai ales că au fost jucătorii singuri din teren care au bifat regula, pentru că și ei au fost în mie multe mi s-a părut bunuț Octavian Popescu în meciul ăsta. Pandi? Mie mi s-a părut că a făcut o singură fază, faza da, din minutul 10. Am și discutat despre ea, exact cum trebuie să le facă pe toate. Deci el de acum încolo nu trebuie să mai oprească să mai facă altceva. Pune faza asta, uite-te ce ai făcut la faza asta. Indiferent dacă reușești sau nu reușești să treci de adversar, fă în viteză toate fazele. Asta o să te aducă faza să primului gol. Asta aici. Asta este o fază pe care el trebuie să tot timpul cu mingea la picior, tot timpul stânga-dreapta, tot timpul viteză. Asta trebuie să facă la fiecare minge, la fiecare fază. Doar că el face una și după aia mai vedem una peste 10 etape. E o mare, mare, mare problemă treaba asta. Asta trebuie să facă. Probabil că dacă erai la Rege, aveai scris acolo pe fișă. Așa, pe fișă. Da. Trebuie să iei de 4 ori adversarul în viteza cea mai mare în prima repriză, de 4 ori în repriza a doua. Este că aveam aici, de aveam aici fișele alea de la Hagi, dacă vezi, le găsesc să vedem repede. Ce e acolo. Poate că jucând mai mult de la anul, că va juca mai mult așa, poate că... Probabil. Deci poate atacantul că, lateral, Musi, nu? Să nu joace mai puțin când vine Musa. Atacantul lateral, cam asta atacantul lateral, că tot acolo deci, era... la Hagi, pe panou, da. Practic, acolo, da. La Ovidiu e așa. Pase undeva între 40-50, cu un procentaj de 75%, pase în careu 6-7. În care iveri, da? Ce trebuie să faci tu într-un meci. Da. Că sunt targeturile pe care, trebuie să le atingi. Dacă nu le atingi pase, înseamnă că ai o problemă. Trebuie să te concentrezi. Pase decisive, 3 dribblinguri 7. Oho. Pe meci. Oho. 3 șuturi, dueluri 40-50% câștigate, că totuși ești în ofensivă și e important. De posedări 3 intercepții, 3 recuperări, 4 dueluri. Înseamnă că Machelele era lăda afară, că făcea toate 3 dribblinguri toată viața. Noi vorbim de extremă. Barcola, ca să ne uităm acum rapid. Astea sunt și stau acolo afișate, jucătorii le vând și atunci de-aia vezi de multe ori jucătorii din atac, în valul că îi trag la poartă. Da, și noi nu înțelegem. Da, dar ei știu de ce. Trebuie să-i depaleze. Bun. Golul Maca de Krasniqi, pentru că aici s-a născut discuția dacă Târnovanu e vinovat sau dacă Târnovanu putea să facă mai mult, că totuși sunt două discuții. Cum vi se pare? Cum adică dacă? E vinovat sau putea să facă mai mult? E vinovat? Vinovat, cert și eu zic. Cert. Și mie mi se pare. Cert, adică nu ai ce să... Mai ales că nu e prima oară. Încep să iei cam multe goluri pe gol. Tot de la Krasniqi mai e o problemă. Nu, fundașul vine bine, se închide doar pe scurt poate să dea. Chiricheș și acolo nu are cum să dea pe lung sau să centreze. Mie nu-mi place genul ăsta îmi place de portar, care stă pe picioare și încearcă să apere mingea. Nu-mi place genul ăla de Ter Stegen care se duce cu aseară, piciorul. Da, la golul lui Bellingham. Dar... Da, pentru că el dacă rămâne în picioare, exact. Vine din dreapta, poate are o șansă. Da, chiar am vorbit cu Sile aici și am spus, dacă el se duce așa, o scoate. Dar el din prima a făcut șpagatul ăla. E, aici, fiind foarte înalt, poate pentru el ar fi bine și șpagatul ăsta. De ce mă gândesc? Pentru că ți-e foarte greu, având 2 metri, să te duci de sus acolo să ajungi jos. Mingea vine cu o anumită viteză, de sus până jos nu mai ai timp să te duci și atunci poate ți-ar fi mai ușor să te duci cu piciorul, în șpagat stânga-dreapta. Mă gândesc că ar fi bine dacă ai o înălțime din asta. Dar la Ter Stegen aseară a fost invers. Vine din stânga, vine în dreapta, dar el se aruncă cu șpagatul ăla jos și mingea vine sus. Dacă el venea în picioare, probabil că putea. Avea o șansă să avea o șansă, da. Dar dacă venea pe jos?
A făcut bine, făcea bine, nu? Mingea? Da, făcea bine. Bun, și încă un lucru pe care mi-l notasem eu aici a fost... Eu am fost pe stadion și am văzut meciul, ceea ce de multe ori e, schimbă... E excepțional, da. Mie mi s-a părut în meciul ăsta, repet, Olaru, de un nivel foarte, dar foarte ridicat. Și l-am pus în comparație cu Coman. Coman, aproape toate fazele judecate individual, da, nu dădea pasă și oficea doar pentru el șut. Olaru exact invers. Cum primea, cum se uita, dădea. Ceea da, ce mă, din era păcate o... se întâmplă o chestie. Nu au constanță, mă. Păi vezi golul? Golul? Da, foarte frumos. El golul. În partea stângă, dă pasă, el dă pasă, da, acolo, el ajunge, da, după aia la bara, da, a doua să dea gol. Da, da, mă, dar un meciul, da, când bune, când meciul proaste, nu știu de ce. Ei au ajuns la o maturitate care ar trebui să-i facă să joace, uite, mai asta constant. E diagonală pentru Octavian, da, Popescu, după care el atacă careu. Da, 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 uite-l cum vine, fața vine, Romada, vine, da, vine, vine, vine. Bine, și Romada e tot Romada neatent. E cu mâinile pe sus, ca și cum vezi. Da. Trebuia altcineva să vină, da, el nici nu-l vede pe... Nu. Neatent total. Nu, mi s-a părut că Olaru a făcut de repede. Din da, bine. Din, dar vezi, e foarte asta... important să, da, vezi. Da. Și eu când am fost pe teren, am văzut niște lucruri pe care probabil la televizor nu le vedeam. Da. Ai un dezavantaj care atunci când e o fază, nu știu... Nu vezi reloare. Nu mai, da, vezi asta, da, asta nu e... Rahmani gol cu capul. Eram curios de lângă cine, dar sau așa, nu le mai... Dacă trebuie să comentezi imediat, da, după, nu e ok că nu poți să te bagi, nu, în discuție. Dacă vrei să evaluezi un jucător, o faci mult mai bine să le vezi. Că, auzi că zicea, da, vin impresari, ea vin de fraieri. Da. La stadion, nu putea să stai acasă. Bine, mersi. Bun. Mai nu stăm acasă, bine, mersi. Mai vedem o fază aici cu Nghezana. E o chestiune pe care a remarcat-o Pandic, e cumva mai fin, așa, loc de specialism, nu e chiar așa la modul general. Și sunt lucruri pe care, exact cum spunea Pandic... Asta este prima fază. Prima fază, da? Da. El are mingea, nu joacă, dar l-are pe Lisandru acolo. Și okay, lateral. Îi, da, pasează lui Lisandru, joacă în lateral, Lisandru venit din închizător, îi pasează lui... Ok, hai să trecem peste, okay, asta. La următoarea aș vrea să facem un stop cadru când el aminge el aici. Aici, deci, uite-te aici. Am spus așa, la început când a venit nu mi-a plăcut de el. Ușor, ușor a început să-mi placă. La ce este foarte bun? Sprinturile alea, când scapă cineva spre poartă, aproape imposibil să treci de el, să nu te ajungă. Unul la unul nu este ușor să treci de el. Dar ca să devină un jucător mai bun, trebuie să facă și de aici, de la mingea asta pe care o are la picior, încolo. Ce înseamnă încolo? El aici are mingea la picior, iar adversarii sunt pe, deci, 4-1, să zicem, bănuiesc, nu? 4-1, 4-1. Da. Primul adversar este la 20 de metri. Da, cel puțin. Ce trebuie să faci? Să urci cu mingea la picior, aici, dacă adversarul ăsta iese la el... Aici se duce Lisandru și este liber, da? Și ai trecut de linie de 4, dar nu trebuie să stai cu mingea la picior, pentru că dacă dai pasa asta, adversarul rămâne în aceeași hai linie, și nu ai făcut absolut să nimica. Cum judecă în deci Ghezana are faza. 20 de metri. Urcă cu mingea la picior sau ce face? Pasa până la urmă este într-un fel sau altul bună. Ok, Octavian Popescu cu spatele pierde mingea. Dar de ce nu urci cu mingea? Este chiar golul anulat. Da, dar de ce nu urci cu mingea? Ok, ți-e frică, vrei să devii jucător mai bun? Fă lucrul ăsta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă. Când dăm mingea în față, el o ia în spate. Uitați-vă la ce jucător vreți voi. Când el dă mingea în față, dacă o ia în spate, are o problemă. Niciun antrenor în lumea asta nu-ți spune când dai mingea în față să o iei înapoi. Îți spune când dai mingea în față, să te duci în față, să ieșim cu toții, să fim din nou o echipă, să fie din nou distanță de 20-30 de metri, dacă se poate, între atacant și fundaș. Dacă tu te-ai dus în spate, deja ai lăbărțat și ai făcut un 70 de metri care nu te ajută la absolut nimic. Poate să ai întâlnit o mără. De asta spun că el aici a urcat cu mingea, omul care era la Lisandru venea la el, Lisandru pleca în spatele lui, primea mingea, ai scăpat de linia de 4 și te-ai dus și ai atacat. N-ai făcut asta, i-ai dat pasă cu spatele la adversar lui Popescu, îi dă ăla și cu cotul, cu mâna, cu ce-i dă, îi zboară și doi dinți din gură, se duce spre asta, norocul tău că se anulează. Dar dacă vrei să treci la altă etapă, urcă cu mingea la picior. Ușor, 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 ușor și poți să devii jucător mai bun. Da. Bun, fazele de arbitraj, pentru că sunt multe și unele dintre ele au suscitat foarte multe controverse. FCSB marchează un gol în minutul 3, se anulează la Coman pe o poziție de offside. Vedem și această fază, a fost prima pentru că le luăm în ordine.
Eu zic că a fost offside. Inclusiv decizia în teren, da, pe și liniile sunt trase și da. Nu mi se pare nimic în neregulă la linii. Nu, piciorul ăla adică este piciorul pare e mai este, aproape da. de poartă. Ok. Da. Decizie bună. Apoi, minutul 7, un posibil penalti pentru Rapid la duelul acesta între Crețu și Hasani. Eu am mai comentat faza asta, o comentez din nou. Așa. Îi dă Crețu peste picior, cu piciorul stâng, stâng peste dreptul. Da. Nu? Îi dă. Însă căzătura asta pe spate, deodată așa întors, tur de cap, de șol, deci o fi căzut pe spate, nu mi se pare că este de la piciorul ăsta lui Crețu. El dacă cădea natural de la piciorul ăsta, atunci puteam să mă gândesc la altceva. Dar faptul că el produce o căzătură care n-are nicio treabă, uite de asta, căzătura asta, întorsul ăsta așa, nu n-aș fi dat penalti. Bogdan? Aș da cartonaș galben fără emoții pentru Hasani. Altceva l-am să comentez. Simulare. Este o rușine. Ok. Apoi, minutul 20. O intrare pe care o are Oaidă. Asta e complicată rău. Mi s-a părut atunci că e o mare talpă. Asupra lui Alexandru. Ia să vedem. Păi nu, e talpă. Acum întrebarea e dacă e galben sau roșu. Asta e întrebarea. E la galben, nu? Da. Mi se pare corect. Nu e mai mult de galben. Nu mi se pare că e mai mult. Ajunge întârziat. Nu mi se pare că are foarte mare intensitate. Mi se pare corect galben. Nu poate să aibă mare intensitate sau intensitatea de care vorbești, pentru că în primul rând face șpaga. Pasul prea mare, da. Deci, dar talpa aia pe întârzie, care o ții... Da. Ajunge da. Târziu. Da, dar nu ajungi târziu și vrei să dai cu... Nu, să dai cu șpițul. Dar poți să o faci așa? Păi, așa ajungi nu târziu. Nu știu, n-am jucat fotbal, dar nu-mi dau seama. Hai să ajungem noi târziu, să mergem în față. Ajungem așa cu talpa la un moment dat? Cu vârful față dacă vrei să atingi mingea. Dacă vrei să dai în minge. Nu, n-ajungi cu talpa și puțin pe tibie, că îi prinde și puțin tibia. Îi prinde și tibia acolo. Intrarea e... Cel e puțin de galben. Păi și nu e dat galben? Ba da, nu. Da, nu, vorbim discuția dacă discuția era dacă e mai mult nu, de atât. Nu, n-aș fi dat mai mult. N-ai fi dat. Pandi, ai fi dat mai mult de galben? E urâtă, să știi. E urâtă rău. N-are intensitate. Aici poate aș înțelege. Dar piciorul ăla pregătit acolo și pe tibie... Hai să spun că ar fi fost exagerat dacă era roșu, adică... Era nu eram mult. De acord era prea nici, prea nu nici roșu cu... convene. Era zona gri, albastru, zona mă, gri, nu mă, la albastru de 10 minute, mă. Vezi, ăsta se portocaliu, albastru. Ăla albastru de 10 minute. S-ar plia aici. Aici se plia perfect. Nu e nici galben, dar nu e nici roșu, nu se-l mai joace deloc. Nu se-l joace deloc, nu e corect. Era perfect la albastru. Dar trebuie să-i și arăți că n-a fost ok intrarea asta. Minutul 20, s-a discutat foarte mult pe această fază pe care o să o vedem. Pentru că este un gol anulat Rapidului. Pe o poziție de offside activată de Rahmani fără să atingă mingea. Și am auzit păreri și că golul trebuia anulat și că golul trebuia validat. De asta spun că a fost o controversă. N-ai înțeles? Părerile care susțin că golul nu trebuia anulat. Eu l-aș fi anulat, cum să nu-l anulez? Acum de ce nu-l anulez? Cum adică? Cum să nu-l anulez? Cum să nu-l influențeze pe Târnovanul ăla care sare peste minge? Poate că am văzut argumentele lui Marius Avram că el spune că Târnovanul vede tot timpul mingea. Dane, jucătorul de câmp care sare peste minge îi păcălește pe fudaș? Evident că păcălește, nu? Da. E o procedeu de păcălirea fundașului. Îți dă pasă ție, sar peste minge. Așa îl păcălești pe Târnovanul, că el nu știe nu, dacă tu deviezi sau nu. El uite-l, să vezi după aia, când el reacționează cumva când vede că mingea trece, el nu face natural. El nu știe. Da, el așteaptă mingea. Ai, când vine mingea la Rahmani, el parcă face altceva. Deci, după părerea mea, nu e nimic de discutat. După părerea mea e foarte limpede. Deci cu tine e foarte mișto. Terminăm. Dar mi-așa mi se pare. Încă o dată. Opinia lui. Cel mai mișto. Opinia lui, puțin, dar e mișto. Da, sunt faze complicate, dar astea nu mi se par complicate. A complicat-o Avram. Avram susține așa. Păi nu știu ce am citit ce susține. Că vede tot timpul mingea. Da, și, dar nu știu ce e face un ala. Argument. Dar nu știu ce face ăla. Nu spun că are dreptate, că și mie mi se pare că e offside. Păi nu, dar stai puțin. Că vede tot timpul mingea, ok. Are dreptate, că dacă ne uităm aici, vede mingea. Întrebarea este.
Ce a spus? Golul trebuie anulat sau trebuie validat? Nu trebuie anulat. El a spus că golul nu trebuia anulat. Păi asta n-a ajuns doar că vede mingea. Înseamnă că jucătorul ăla practic nu există acolo. Și că n-are impact asupra lui. Din ce lui. Spune, da. Ăla trebuie, să, da. Trebuie scos de acolo. Da. Că practic n-are... Păi nu, el spune că văzând tot timpul mingea, practic ăla nu are impact asupra lui. Păi din moment ce tu deci trebuie să-l scoate de acolo. E ca și cum l-am scoate de acolo. Singurul argument, știi care este singurul argument pentru mine în favoarea lui Avram acest proiect? Că Vasara s-a spus că trebuie validat golul. Aici, că nu, nu trebuie, că trebuie anulat, că e bine. Anulat, că dacă Vasara spune așa, încep să mă îndoiesc că Vasara spune numai... Parcă atunci când am văzut pe Vasara că a ieșit și a spus că e bună decizia, încep să mă îndoi că poate mi se pare că Rahmani are un impact asupra lui Trenovan. Da, mie și zic se pare. Că el vede mingea, oricum n-o vede scotea, mingea. Asta e altceva. Dar nu știm. Nu, dar n-are importanța asta. Nu, dacă tu crezi așa, îl scoatem pe Rahmani de acolo și ar fi tras șutul ăla. Poate să aruncă mai devreme. Poate să aruncă mai devreme. Nu ar fi prins mingea. Aruncă mai devreme. Eu cred că dacă Rahmani nu era acolo și venea șutul ăsta, el prindea. Și zic la fel. Eu nu știu ce face Rahmani, e normal. Da, și mi se pare. Sunt centrele alea spre poartă direct când țin direct în gol. Zici că e portarul pus, nu, el nu știe. Decizia portarului mi se pare și mie, mi se pare bună. E, minutul 57. Bine, aici facem o discuție așa pe imagini și ne dăm cu presupusul pentru că neavând, bine, aici și dacă avem tehnologie goal line, tot degeaba, că tehnologia goal line este în interiorul porții, nu în exteriorul porții. Da. Ce ziceți? Stai puțin, aveau avut la campionatul mondial, nu au avut și în afara porții. Nu, tocmai, păi la aia nu s-a, nu păi a fost. Păi aia că când era, când era neutru, au avut. N-au avut aseară. Aseară a fost în interiorul porții. Dar n-au avut, n-au avut. Gündogan, ai văzut că i-a arătat ce la campionatul mondial. Dacă e City cu Liverpool. Bogdan zice altceva, că la meciul ăla, Spania cu Japonia. Păi nu, tocmai, că fiind în exteriorul porții, nu a fost. Păi și nu s-a luat decizia corectă, pe urmă? Nu, s-a luat decizia că nu s-a văzut că iese în mod exact, clar mingea afară și nu poți să demonstrezi. Am înțeles. Asta a fost. Cred că e afară. Care da. Sunt argumentele? Dincolo de... Adică piciorul lui stâng. Exact, la piciorul stâng. Piciorul aproape de... Unde să mai încapă și mingea? Distanța dintre picioare... Care e? După... Așa, am ce spus zici? De 30 de centimetri, ok, să zic. Tu zici, Bogdan, 30, nu? Și de linia cât are? Păi hai să facem niște calcule, că azi am calculat. Deci 30 de centimetri, pornim de la asta. Ok, zici că este. Păi așa aici. Am spus între, și ce, între picioarele lui? Da. Eu zic că sunt vreo 20 și ceva. 20 ceva? E cât okay. O linie de aia. Da. Atenție. Tu cât zici că sunt? Păi nu, că la el fel. A calculat mingea 30. Și linia și mingea. Deci, și atunci linia, la 30 linia, înseamnă că... Eu spun sigur ce o să zică. Că n-ai și mingea afară. Linia... Păi eu spun ce... Păi asta spun, linia. Adică... Linia are 12 centimetri. Da. Okay. Mingea, diametru... Are 22, 23 deci, centimetri. Raza este... Că raza trebuie. Nu raza, diametru. De ce diametru? Păi de ce diametru? Ce eu lovesc cum în exterior? Raza? E raza de aici, ca să iasă toată. Până la mijlocul ei mă interesează cât e, nu? Eu încerc. Și ar să fie tangentă cu asta. Deci până mă interesează raza, mă interesează diametru. Ce treabă am cu diametru? Păi diametru pentru că tu te referi la piciorul drept al lui Olaru. Dar nu lovește în tangentă, lovește undeva în mijloc cu mingea. Nu știu dacă chiar în mijloc, bă, nu mai puțin. Păi se vede cu aici, se vede stânga-dreapta cam aceeași bucată da, de minge. Deci eu zic că e raza, eu zic că e raza, nu diametru. Păi Pandi, ca să poți să întorci mingea în teren, trebuie să lovești un pic, nu chiar în mijloc cu valul. Noi acum am vorbit despre unde are piciorul, cât e linia, cum e mingea. Ce văd eu aici, cam ce e în stânga, e și în dreapta la minge, parcă, nu? Sau cum ți se pare? Așa mi se pare. Asta și mie la fel. Păi, da, tu dacă muți camera pe Dane, linie... Păi stai, nu, noi vorbim de faza asta, tu mă întrebi la faza asta. Piciorul este lângă linie, linia este atâta, piciorul ăla are 30 da, de centimetri. Linia are 12. Mingea lovită aici, și mi mingea se pare în diametru are 23. Ok, mi se pare că stânga-dreapta este la fel. Deci dacă ar fi 30, ar fi în teren. 15, ar da. Fi... Păi, asta dacă admiți că lovește fix la mingea. Cât ai zis? 23 are mingea. Așa și cu? 12 are linia. Ok, deci 23 și cu... Deci, ar fi în teren. 25. Dar nu știu dacă sunt 30, mă, poate fi mai mult, eu știu cât ține la piciorul. Noi facem o discuție pe ce vedem. Dar discuția aceea nu poate fi cu calculul ăsta. Trebuie să vedem. Arbitrul VAR ar putea să fie sigur. Păi dacă noi suntem siguri de ceva? Nu, pentru că eu vin și spun, demonstrează-mi că e afară. Atunci ce să facem? Păi nu, trebuie să-l lași. Noi facem o discuție de dragul discuției. Eu mă refer la, am văzut, ți-am spus, revolta din tabăra Rapidului, că mie mi s-a părut că toate deciziile sunt echilibrate. Nu. Problema este că toate au fost luate împotriva Rapidului. Asta te poate deranja.
tu n-ai argumente la nicio decizie. Să zici, bă, acolo e penalti, aici dar a ieșit. Dar nu ești la nici 100% convins că... Și atunci când toate sunt luate împotriva ta... Da, dar n-ai 100%. Nu ai niciuna, pe nu, așa vei. Dar sunt toate împotriva ta și te poți gândi... Nu există niciuna. 100%. Nu există niciuna. Dar tu zici, bă, sunt 4-5 momente... care sunt toate la limită și toate au fost împotriva mea, are ceva cu mine. Aici o singură... Eu mă doar atâta de a gândi. Nu, nu, aici dacă ar fi fost gol și ar fi dat mingea afară, venea FCSB-ul și spune, arătați-mi vă rog frumos că a ieșit mingea afară. Gol. Nu, nu, el zice că dacă ar fi dat, s-ar fi anulat după ce a marcat. A, da, da. FCSB-ul venea, arătați-mi și mie cum ați calculat că e mingea afară, de ce ați dat asta. Și n-ai cum, e imposibil să calculezi. Cum nici aseară n-ai putut să arăți, deși mingea aia credeam că e în poartă, eu dacă mă întreb. Pentru că la fel, piciorul era pe linie, mâna au stângă era... Au calculat cumva aia de la Canal Plus, am văzut și a spus că a fost corectă decizia. Da, da, nu deci Canal Plus, nu cred că aia țin cu Real Madrid. Fără să ai... Fără să ai... Au niște simulări de astea. Ăia din Bulgaria, când se uită la noi, au calculat ăia de la Orange Sport nu, 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 și ei, cred că ăia... Ei au făcut pe o simulare... Dar e complicat dacă nu ai o calibrare în interiorul porții. De adevărat ce am citit în ziar că au fost cazuri când a dat greș gol la tehnologie și de-aia au scos-o? Orice tehnologie are o marjă de eroare. Marjă de eroare. Și hocaiul. Și că a dat grav. La tenis are o marjă. Orice sistem are o marjă de eroare. Da. Numai că trebuie să pui marja asta de eroare cu marja de eroare a ochiului uman. Și în live cum ar veni. Și atunci da, și că spaniolii de-aia n-au vrut să-l ia. Și ai explicat președintele. Asta nu, tu crezi că s-a uitat la 200.000 de euro? Păi nu, cum 200.000 de euro? La cât poate să coste? Costă undeva la 4 milioane de lire implementarea, plus după aia la fiecare meci. Ok. Iar ai drepturile sunt undeva la 1 miliard pe an. S-a uitat la 4 milioane ca să... Nu, când au văzut că un gol la două goluri da, pe an... Da, probabil să fie gândit la chestiunea asta. Anglia de ce nu are sistemul exact de offside? Îl bag acum în vara abia. Nu am să de ce, nu știu să vă asta. N-au bani? Nu le-a plăcut, cred. Au bani. Aici aș vrea să vedem imaginea puțin în dinamică, pentru că vreau să vedem poziționarea arbitrului asistent. Sper să nu... nu se vede aici, cred că, pe imagine. Dacă astea sunt singurele... Ce nu e bine plasat? Da, era undeva foarte... nu era pe linie. Nu era pe linia ultimă, da. N-a apucat să ajungă, s-a jucat. N-a apucat, repede, da. Dar ai văzut în momentul când dă... Ia să te uiți aici ce se întâmplă. Cine îl marchează pe Băluță? Cine îl marchează? Brown, nu? Și? Nu, Săpânarul. Așa, și ce face? Săpânarul ridică mâna. Așa, și? A, și se și lasă în pace. Să ne uităm. Și lasă în pace, da, gol, nu? Așa. Ia uite. Și după aia vine mingea direct de acolo. A, uite-l pe Brown. L-ai văzut pe Brown ce face? Brown iese din cadrul porții cu mâinile la spate. Putem să lăsăm toată faza să vedem. Brown cu mâinile la spate iese pe undeva pe la colțul lui 6 metri. Este incredibil ce am văzut. Da. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. O să ne întoarcem. Mai avem două faze de arbitraj în final, când Rapid a solicitat două penalturi. Am revenit, spuneam că mai sunt două faze pe care vreau să le vedem la FCSB Rapid. Minutul 81, două posibile penaltiuri, sau mă rog, două faze, aceeași fază, dar cu două momente diferite, în care Rapid a solicitat penaltii. Prima dată la Rachmani, apoi la... La Funșo. La Funșo, da, cu Radunovic. Să vedem și noi în plasmă aici. Aici este un mare fault al lui Baba, de galben. Poate mai mult, nu știu, dar de galben, da. Și aici? Aici e în afara careului. Da, lasă bine, pentru că Iacob ia mingea, mingea rămâne la Rapid, lasă bine avantaj. Aici hands nu este. Iar aici... Eu zic că dă mingea, Radunovici. Uite-te și la piciorul stânga lui Funșov. Face cumva la piciorul lui face. Dacă îl atinge undeva, îl atinge cu stângul pe stâng. Stai să ne uităm. Deci stângul lui Radunovic... Piciorul cu care face intervenția. Ia să vedem, tot cu super slow motion, vreau să vedem aici. Stângul a lui Radunovic pe stângul lui Funșov. Să te uiți la laba piciorului lui Funșov cum face. Da, da, prima dată dă-n minge Radunovic. După care se produce un cont, așa văd eu, poate nu văd eu bine. Dar nu lovește după aia în mână? Radunovic, sau nu văd eu bine? Ce să-l lovească? Mingea. Nu-i sare în mână? Păi da, dacă sare din contactul ăla care se produce... Mie mi se pare că Radunovic duce
piciorul și atinge prima dată mingea, dar ia să ne vedem. Pentru că altfel mingea cum ar ajunge așa, dacă ar lovi o funșo, fără să aibă un blocaj din partea lui Radunović? Ți se pare că nu atinge mingea, Radunović, Pandi? Ia să vedem. Vezi? Mi se pare că Radunović dă în minge, îi schimbă un pic traiectoria, după care se produce. Așa mi se pare mie acum. Ai dat penalti aici, Bogdan? Ce se întâmplă? Aici eu văd niște circumstanțe de penalti. Numai că este cam bancul cu lupul. Când tu simulezi, când tu simulezi în continuu, la un moment dat s-ar putea ca ea să nu mai înțeleagă nimic. Mie aici parcă, deci dacă e dintre pe ăla, deci față de ce a fost la Hasani în prima repriză și ăsta, aici parcă ar fi ceva. Nu știu. Ceva pe ori e penalti. Da, mă, nu știu, nu e ceva foarte clar. Nu știu ce să zic. Îi sare pe mine de vază că îi sare mingea mâna la lui Hens? Nu. Adică nu, nu știu ce să zic. Pandi, cum se pare? Uite puțin, îi sare mingea mâna, uite puțin. Nu văd eu bine. El dă cu mâna în minge. Ai dat penalti? Pandi. Parcă n-aș da, că nu mi se pare clar așa că e ceva. Ți se pare că ar da și în minge, parcă dă în minge și după aia nu dă prea tare în minge, că dacă el ar fi dat în minge, poate mingea nu, s-ar mai fi mult dus el încolo. O, da, dar exact. Mingea vine încoace, el adică și un fungi și-o face ceva. După care dă în minge și cu crampoanele să-i atingă puțin și șiretul lui Funcio. Parcă n-aș da totuși. Dar parcă... Oricum asta a fost o intervenție, dacă nu intervenea era nu, aproape primul... sigur gol. Da, aici. Dar este mare greșeală lui Radunović care își recuperează greșeala. Nu poți să intervii așa acolo. Faci preluare în careu, tu faci preluare în careu în prima fază și mingea asta e din tine. Ce e asta? De ce nu dai minge din prima? Corect, corect. De ce nu dai minge din prima? Tu faci preluare în 6 metri? Te-ar fi mirat dacă ar fi dat penalti? Nu, nu m-ar fi mirat. Dar trăiesc cu impresia că Radunović... Pe mine m-ar fi mirat. Vezi, uite și piciorul lui Funșu. Adică, bă, dacă dai în minge, fără să te atingă nimeni, te-ai fi dus cu piciorul tot în fără partea, să fie, fără nu, să nu. Se... Ideea e felmutor. Piciorul se duce așa și vine așa. Dacă Radunović atinge primul mingea, apoi se produce un contact, pentru că Funșu nu mai dă. Îi vine nu mai peste, dă în minge, dă în picior. Da, îi vine peste bă, șiret. Exact. Și atunci... Că ceva e la piciorul al lui acolo. Da. Deci minge și puțină... Bun, Becali anunță astăzi cel puțin 8 transferuri, a zis 4, 5, 6 jucători din campionatul intern, 2, 3, să aducă cei din staff, meme, din străinătate, jucători pe care ei nu-i știe. Vreau să fiu dată sub formă de ce voi spune, sub formă de... Like, cum spun, deci cu ghilimea de rigoare, până nu dă afară 3 sferturi din 3, va avea probleme. Din 3 astea pe care îi va aduce. Se va lămuri și va da afară 3 sferturi din 3 ei și... Și pe tu mai dai aduce 8. Păi nu, dar până atunci... Nu, dar primele meciuri vor fi grele, cu greșeli, cu meciuri pierdute. Nu, dai aduce 8, până de afară. Da. Pot să aduc 2, să nu dau niciunul. Deci eu cred, afară. sincer, că FCSB-ul reușește să ia campionatul, cred că reușește 99%, pentru că patronul n-a mai avut foarte mulți oameni pe care să-i rotească. Lotul s-a mișorat prin plecările lui Djokovic, cine Ganea, Rotariu, da. Companio, s-a accidentat Pantea. Ovidiu Popescu, Luis Felipe s-au accidentat. Așa, ok, bravo. Deci, practic, au rămas, deci sunt 11 plus încă 2, 3, 4. Aia să nu pot, cât poți să-i rotești în 3? Și așa poți să-l bași pe Vlad totuși o contrăluare, zic că găsești totuși că te enervează. Păi nu mai are ce spune. Ceva trebuie să schimbi, da, trebuie să schimbi. Dar neavând să schimb mult, lucrurile s-au stabilizat. Cumva și pe de altă nu credeam parte, niciodată... Jucătorii aia buni s-au mai supărat că nu credeam niciodată că va face FCSB-ul 4 victorii consecutive în primele 4 meciuri. Niciodată. Pe de altă parte, tu dacă ai ca target grupele competițiilor europene, că Champions, Europa, foarte probabil Conference League, tu trebuie să ai un lot mult. Tu până în decembrie joci... Dacă ești în grupe, numai în faza în cupele europene, joci 16 meciuri. Cu 21 de etape, plus supercupă. Tu joci 16 meciuri până în decembrie. Te duci spre 40 de meciuri. Mai e și cupă o etapă, și două cupă, ceva. Da? Deci sunt 40 de meciuri până în pauza de Crăciun. Da. Așa dacă vezi. Te calci în grupe cupele dacă europene. Ești în grupele cupele europene, da. Sunt 8 meciuri în grupe, tu ai 8 tururi, 8 meciuri în tururile preliminare. Da. 16 meciuri.
cu Supercupa 17, 20 de etape, pentru că sunt 38, a fost de regulă, 38, 2 de cupă, 40 de meciuri în cap din 15 iulie până în... Nu, din 6 iulie, că 6 iulie este Supercupa. Așa, da. Deci din 6 iulie până undeva în 22 da. Decembrie. Deci trebuie să ai 30 de oameni exact. Ca Popa. Băi, nu știu chestia asta cum poți să faci. Pe cuvânt că înțeleg cum poți să faci. Pentru că e clar că n-ai cum să ai, mă... Doi echipe la fel de bine. A reușit Dan Petrescu, atât. Cum a avut regele? Două echipe. A crezut că da, una proastă și una bună. Ok, păi nu a crezut bună. Că sunt când bune. A ieșit din Europa, a făcut ce a trebuit. A luat 30 jucători. De jucători da. Atunci. Da. Nu? Dar mai ai șanse, te întreb. Mai ai șanse să iei campionatul? Eu cred că nu. Nu cred că mai ai șanse. A făcut-o Dan Petrescu. Dan Petrescu a reușit la un moment dat să aibă două echipe. Dar cu ce costuri? Băi, Dane, cu ce costuri? Deci el a terminat cu 5 campionate luate cu 2 calificări în prima europeană și cred că 3 calificări sau 4, 3 calificări în grupe sunt la minus 30 de milioane. Erau. Bă, niște costuri enorme. Dar ei știi că și FCSB pierde bani. FCSB e tot pe minus, nu te gândi că e pe plus. FCSB dacă merge în grupele... Nu. Eu mă refer că sezonul trecut a fost pe minus. Da, ok, nu mai vinde pe Coman pe 6 milioane, se mai echilibrează un pic treaba. Dar problema este că... Jucătorii aia 8 care vin, nu vin pe bani. Da, dar eu nu cred încă o dată, nu cred că îți poți permite să ai două echipe, ca să fii cât de cât sustenabil, să ai două echipe care să joace aia în campionat, să facă puncte multe și tu să te și califici prin cupele europene. Poți pe undeva să renunți la în grupe. Ajungi în grupe, iei banii aia cât iei și faci cum ai fost acum în Europa League când ai fost acum 2 ani. Eu, te bată aia 5-0. Tot în conferență a fost. În conferență, da, bate-o da. Câmpii. Înțelegi? 5-0, 5-0, bă, așa și asta este. Bun, ieri debut bun pentru Gâlcă la Craiova, într-un meci în deplasare la Sfântul Gheorghe cu Sepsi. Craiova câștigă 3-1, deși nu a putut să-l folosească pe Mitriță, cel mai bun jucător al ei. Ți-ai notat numărul de ocazii că la un moment dat le-am multe, pierdut? Multe, da. Dar nu din alea, că stai puțin... Nu, ocazii clare de gol. Singur cu portarul. Exact. Multe. Dar ți-a părut ceva schimbat în dinamica de joc a Universității de a produs atâtea ocazii, totuși împotriva unei echipe și la Sfântul Gheorghe, care, cum să zic... Care, da, dar nu știi cât este de conectată, nu ce, mi s-a părut șansă. Foarte șanse, conectată. Câștigau meciul ăsta, intrau nu în... joacă, n-a jucat, vorbeam aseară, n-a jucat pe un... N-a pe jucat, nu se mai joace în ceată. Nu se mai joace. În ceată, pardon, da. Ce scuze, da, până în anul ăsta. Da, fără Matei, fără nu știu ce... Nu mi s-a părut că Sepsi a fost la cel mai bun nivel. Eu am o soluție. Craiova. Trebuie să schimb antrenorul la cel mult două etape exact, distanță. Pentru că acum... La bate iarăși. Deci, da, vine Dican, felul, da. Bate. Da. Vine Balint, bate, nu? Da, primul da, 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 și nu? Bate calcă da. În picioare toți. Toată lumea primul meci deci, îl câștigă. Unul, maxim două meciuri. O săptămână. Dule, dai idei. Două etape schimbi. Ei, pregătiți. Numai... Faci contract cu ei. Zici, maestre, matale două etape. Jucătorii nu știu, nu le spunem. De ce nu le dai idei să nu facă, poate să așa pună cum face Hagi. De, să nu poate să pună mai mult de 2 antrenori într-un an? Pentru că-s banii lor, tu poți să faci... A, nu poți să faci, nu? Ideea este următoarea, că okay. Ar trebui să-și dea seama că singurele cluburi unde antrenorul este rege au performanțe mult peste loturile lor. Avem Oțelul Galați și Farul. Da. Farul cu echipa aia, și eu spun sincer. Și Sabău. Și Sabău ce face nimic? Nu, nu e singur. Dar, nu, dar iar e bă, rege. Nu cred că e chiar rege. Nu? E semi-rege. Păi e, e vice-rege, da, de India. E vice-rege. Regina, e vice-rege. E vice, nu, a, e vice-rege. E a. Barosan, dar nu no, e cine eu trebuie. Eu cred că e rege. Deci eu încă o dată spun. Dovada, deci Oțelul Galați, aproape sigur în cupele europene. Băi, e favorită foarte mare în vinul, nu poate să nu fie favorită. Deși ei au, calorifere toți. Bogdane, pe alergătură am venit la va fi tare pe alergătură. Nu poți să n-ai cum poți să ai orice ai, n-ai cum poți să de la Oțelul să-i bați. Oțelul are două rute. Păi asta zic, este una dintre singurele formații care are două rute spre Europa. Așa, bun, Farul. Dacă spunea cineva că se bate la locul 2 cu lotul ăsta, mă pufnea râsul, spun sincer. Bă, mă pufnea râsul. Bă, cu cine? Cu Ganea? Bă, cu Vână? Bă, mi se face rău, cu Nedelcu. Oamenii aruncați de FCSB și dar și mulți aruncați de toată lumea. Care dă alea de la 6 metri la adversar și vine și dau gol de fiecare. Deci, ce s-a întâmplat la echipele astea din play-off? Una câștigă, nu schimbă, oricum nu o să se schimbe niciodată antrenorul. Locul 6, fi foarte bucuros, i-a prelungit deja contractul înainte să mai facă ceva.
Da? Și alte iar trei schimbări. La celelalte patru, trei schimbări și unde e antrenor, au plecat jucătorii. Acolo s-a întâmplat singurul lucru corect care trebuie să se întâmple, înțelegi? Deci aici au plecat antrenorii, au rămas jucătorii, aici au plecat jucătorii, au rămas regele. Deci, ca să vezi singurul cum se întâmplă. Singurul care schimbă și nu face nimic e Mititelu. Mititelu a tot schimbat, sperând că ajunge la regula aia. Mititelu, nu înțeleg cum a luat punctul ăla. Cu Dinamo? Punctul cu Dinamo este dat așa, divin. De umăr. Dar nu poți să... Nu, dar nu ai cum să dai gol. Nu te recomandă nimic. Hai că te întrebasem dacă ai văzut ceva schimbat în dinamica de joc a Universității din momentul ce a apărut atât de multe ocazii. Mi s-a părut că ajung foarte ușor la poartă. Dar, repet, printr-o schimbare de poziționare a jucătorilor, prin probabil ce anume? Și printr-o schimbare, pentru că Vlăduiu, când a dat ultima centrare de gol? Când era mai mic. Trebuie să te las, când era mai mici, nu? Trebuie să stai, să cauți ca lumea. Deci pasă Maldonado, pasă la el, peste Dumitrescu, dar poziția lui era la 70 de metri de poartă, da, era undeva în partea dreaptă. Centrare, Ivan care vine și ia din prima fața lui Ciobotariu, nu mai reușește să-l prindă niciodată, asta este. Și uite cum iese golul. Adică probabil că le-a cerut, băi Vlădoiule, ce ești, fundaș dreapta, pe apărare, la, pe spune, atac. După părerea mea, șansele, uite unde stă. Șansele lui Gâlcă sunt infime. Deci uite de unde stă. Spun de ce, pentru că patronul... Infime la ce? Să reușească în general, treabă, nu? Ca lume. De ce? Pentru că patronul și din prima și a spus că e bine. El spune patronul că te se încerte pe jucătorul că ratează prea mult. De ce? Clar că patronul acum a bătut, sunt liniștiți. Va face 1-1 cu CFR Cluj. Va spune că cine ce trebuie. Nu merge așa. Nu merge, Dane, lumea okay. Nu înțelege. Treaba nu merge așa. Putem continua așa și se vorba lui Pardi să iei un titlu la 9 ani. Poate și că e bine până la urmă. Eu sunt de acord cu tine, numai că aici Gâlcă are un avantaj pe care și l-a negociat și pe care l-a câștigat într-o negociere cu Rotaru. Și anume o clauză de reziliere mare, după părerea mea. De cât e? Ce am văzut în presă? 500.000 de euro. E măricică, e bună. Da? Ok. Cine crezi că a dat clauza în presă? Cine a dat? Da. Părerea ta. Patronul. Păi vezi ce simplu e? Dar nu, dar ce importanță are asta? Nu, păi, dar de ce trebuie să dea cineva? Dar stai puțin, de ce trebuie să fie secretă o astfel de clauză? Păi până acum când spunea că totul la noi e secret și că nimeni nu vine să spună să fie transparent. Da, e o clauză care este dezvăluită. Deci tu nu spui cât câștigi când transferi un jucător, cât câștigi când vinzi un jucător, când îl cumperi, dar îmi spui clauza mea de contract. Păi aia, deci aia dacă ar trebui să nu se știe niciodată nimic, de ce? Asta cred că... Dar asta e treaba mea cu patronul. Eu dacă spun că nu vreau să se știe, nu trebuie să se știe. Da. La fotbal apar de foarte multe ori. Dar asta nu e un transfer, Dan, asta nu e un transfer de colo-colo, da? Care, de ce în care spui trebuie... că e o chestiune urâtă exact pentru... Exact cum este salariul tău pe care nu ai de ce să-l spui la televizor. De ce nu spui la televizor? Pentru că totuși pentru că vezi același lucru și acolo. Nu e același lucru. Nu e același lucru. Lucrurile sunt mult mai transparente. Nu, salariul da, sunt de acord. Salariul să-l știe toată lumea. Clauza de reziliere nu ai de ce să o știi. Este treaba mea cu patronul. Dar eu vă spun altceva. Aș aștepta să mă entuziasmez cu Gâlcă și spun de ce. Mie când a venit Ivailo Petev am văzut o schimbare în primele două. Nu jucau eu toată... Dar parcă nu de fotbalul ăsta. Ei aveau o repriză când da, o repriză când nu. Parcă era și un hey aia a mers din rău în mai rău. Nu, aici mi s-a părut că din primul până în ultimul minut, vorbim de meciul ăsta, da? Meciul ăsta, din primul până în ultimul minut mi se pare că a fost perfect făcut de Craiova. Adică n-am văzut să facă nimic diferit. Trebuie să vedem cu CFR-ul acum. Nu, ok. Nu m-ar mira. Asta este. Deși CFR-ul a pierdut 5-1 cu Farul și Craiova bate, să bate CFR-ul pe care nu m-aș mira. Adică n-aș fi deosebit de mirat. Nu, n-aș fi deloc mirat. Hai să vedem și aici câteva. Un pic aș fi mirat, dar nu extraordinar de mirat. Câteva faze de arbitraj. În minutul 10, dacă este sau nu Hens, a analizat faza la VAR chiar câteva minute, dar s-a decis că totuși nu e nimic în timpul meciului mi s-a părut că e Hens. Și acum mi s-a părut că e Hens. Ți s-a părut sau ești sigur? Nu. Păi asta zic, că probabil și cei din camera mi se pare că duce mâna clar spre minge. Faptul că zice că o ține semilipită este un alibi. Este dacă mai țineți minte penaltiul pe care l-a făcut la Croa. Mai ții minte cu Rapid în Giulești? Da, acolo se vedea clar că e Hens. Da, că duce mai larg. S-a văzut că e Hens. Știi cum au judecat cei din camera VAR? Dacă nu e ceva să fim 100% siguri, nu putem să, exact. Să chemăm arbitru, că nu suntem 100% siguri.
ești sigur, sigur? Că e Hens? Așa pare, dar... Mă face să... Știi de ce? El cum... Cum vezi poziția lui nu, față mai, de Lige? Eu sunt sigur. Pe reloasa în spate sunt sigur. Deci el este cum? Așa... Nu e perpendicular pe minge. Nu? E un pic spre centru. Deci el este așa, deci să zicem că aici e poarta. El e așa? Unde e poarta? Aici e poarta. El cam este așa? Așa? Da. E, dacă îi dă în piept, da, am mâna și piept, dacă mi se duce mingea în piept, unde se duce mingea? Nu cum se duce nu aici. Nu cum se duce aici, da. Nu? Aici se prelinge. Aici se, da. Da, ce, tu ești de părere că a dat cu pieptul? Nu, cu mâna, asta zic. Păi nu mi se pare clar că e cu mâna. Da, da. Problema este dacă o consider că e lipită sau puțin. Consider că dă dacă cu mâna. Dacă ți se pare că e clar cu mâna, trebuie să intervine. Mie, eu deduc, dar nu sunt 100% sigur că dă cu pare, mie mi se pare că e clar cu mâna. Un alt moment care m-a făcut să cred că e mână, se ducea Marković să explice cu ce a dat. Deja știam că e mână acolo. Pentru că n-ai ce să explici. Nu e treaba ta să explici, da. E varul care trebuie să vadă. Tu poți să spui ce vrei, mă, ce asta vrei. Da, asta e un argument bun. Nu? Eu zic că e asta. Da, mă rog. Păi când cauți să te justifici, păi da, vezi și de ce trebuie ceva să explici? Da. Du-te, bă, uite-te la var, vezi ce e. Minutul 16, nu. Un alt posibil hands. Un posibil penalti pentru Sepsi de această dată. Aici nu mi se pare. Nu, aici aici cred că e picior, că picior, da, se și duce mingea cu tărie, nu, asta. Nu pare în față. Să fie. Nu, nu, se duce picior, da. Și chiar dacă l atinge ulterior, nu cred. Apoi s-a acordat penalti pentru Sepsi minutul 37. E, aici am crezut că este de aproape, adică dă cu mingea foarte... Nu, de aproape, dar, e sigur. De aproape, da. Dar mâna aia ridicată, aia nu mi se pare că este în mod normal ridicată acolo. Nu, vezi că e în dreapta, nu în stânga. Eu nu dădeam niciodată. Nici eu nu aș fi dat penaltiul ăsta. Niciodată. Nici eu. E puțin lăsat așa. Măi, da, mai puțin. Aproape, eu am să nu coată propun să le coasă mâinile sau asta să îi amputeze. Asta m-a să cred că nu dă, pentru că e prea de aproape și... Da, ce, cu spatele, este... lovește în cot, nu, da, se, da, întinde, nu-și mai este supra... Nu-și mai este supra fața. A considerat că mingea se duce spre poartă. Nu, a considerat că mingea se duce spre poartă. Aria, da, și se ducea spre poartă. Se pare că și-a mărit aria corpului. Da, păi se ducea spre exterior un pic. Da, repet, nici n-aș fi dat penaltiul ăsta. N-aș fi dat penaltiul ăsta, pentru că mi se pare că vine și foarte de aproape și... Asta cu aproape, asta m-a pus pe gânduri. Nu că e foarte aproape, de lângă el. Cea mai... dai arbitrul cea mai mare putere la interpretarea hands-ului. Pentru că nu e o chestiune destul de clară. A, așa că la mari, la și la, și la, și la penaltiul obișnuit, la foul dai, pentru că ai băgat chestia aia cu contact. E o prostie. Contactul, după părerea mea, n-ar trebui să însemne automat penalti. Păi nu, dar acolo este diferit. Nu orice contact este penalti. Păi nu, dar el consideră, dar eu știu că nu e, nici orice hands nu este penalti. Da. Dar el consideră când vrea el. Că n-ar depinde că dacă în mod clar numai acelui contact, acel contact provoacă acea cădere. Nu că el la simte cum a făcut Hassani. Mă gândeam acum în timp ce vorbeai. De ce nu se poate așa ceva? În câți ani crezi că arbitrajul va fi robotizat? De centru mă refer. La... Nu va fi niciodată, zici pentru că nu... sunt interese prea mari. Gen, da, să intre imagine într-un soft, da? Tu dai, îi dai un profil, dar nu cred că sunt unui robot și atunci când e, tu ți-l spun în timp real. E faul, nu e faul. Să stea numai afară și să intre... Zic și eu dacă se va ajunge vreodată. Am intrat ca să-ți dau cartonaș galben. Nu, nu, nu. Stă afară și se... El sunt pe monitoare, numai la din teren. Și intră când trebuie să-ți dau cartonaș galben. Nu știu dacă mai apucăm noi, dar sigur se va ajunge. La e foarte posibil. Încă o pauză comercială. Dar ai jucat și prin Liga 4-a peste șanurile alea. Și asta e adevărat. Acolo va fi la fel ca bătrânește. Înțelegi? Pauză comercială. Ne întoarcem. Da, am revenit, am vorbit despre FCSB Rapid, Sepsi, Universitatea Craiova, vorbim și despre farul CFR Cluj, farul care spuneam după această rundă, dar nu doar după această rundă, ci după parcursul bun din play-off, reintră cu șanse importante, lupta pentru cupele europene. A spulberat-o efectiv pe CFR 5-1. Ce te-a lasă 5-1, ce manieră! Pe asta spun, mă pregăteam, ce te-a surprins mai tare, scorul sau maniera de joc? Maniera. Asta... Și una și alta, că și scorul este din calea afară. Că jocul a fost, era... Efectiv. Le-a și intrat tot. Bă, dar da, joacă cu jocarul. Doamne, Dumnezeule, dacă îl duci în altă parte, zici că s-a găsat invers, sunt convins. Dar aici la Hagi... Păi nu l-ai dus la Petrolul? Nici nu mai ține aminte la Petrolul. Înțelegi? L-ai dus la Petrolul? Nu mai ține, a fost la Petrolul? Înțeleg că el trebuie să apară mai devreme, dar a avut probleme mari cu accidentări pe la... Mă rog, când era la copii, la junior, la tineret și...
a fost împiedicat ascensiunea lui și de probleme. Vezi, și acum la sprintul ăla face ruptură. Nu știu că ruptură. Da, dar... păi cum? Ruptură că are Dita mai gheața la picior în spate. Te și nu poate să meargă, lucru. Adică e ruptură. Ce ar putea face Hagi ca să atingă next level cum vrea el? Să presupunem că găsește un investitor. Să aducă jucători de 15-20 mii pe lună. Găsește un investitor, da? Și face rost de bani. Ce face el cu băieții de la Academie? Care vin pe bandă rulantă. Îi crește și pe lângă unde? Aia, unde? Pe lângă alții mai cum? Îi bagă. Îi bagă ușor, ușor. Adică tu zici să ai în prima echipă 6-7 de ăștia mai experimentați care având... iau 20 de mii pe lună okay. Și sunt bune. Tot și mai să 3-4-0, 2-3-0 da. Și da. Să bagi și jucătorii da. Ceilalți. Când poți să-i bagi pe jucătorii ceilalți ca să crească? Când ai 2-3-0, nu? Nu, și cu ideea oricine... e să vinzi 1 pe an sau 1 la 2 ani. Nu, nu să vinzi ideea este alta. Ideea este să pierzi să vinzi un pic mai scump. Dar ca să vinzi un pic mai scump, trebuie să vinzi pe unul care să facă treabă. Dacă am dintre ei lui, n-a făcut niciunul treabă extraordinară afară. Păi nu, tocmai asta e. Ca asta să e problema. Vinzi, ca să vinzi mai scump, trebuie să faci cum au făcut echipele din Portugalia. Plăteau 5-6 milioane pe jucători, au învățat că trebuie să plătească 20, 25, 30 de milioane pe jucători ca să ia 70-80 da, după da, aia. Da, exact da. Și aici, dacă îi dai lui unul 20 de mii, da. Probabil că poți să iei și pe el 4-5 milioane după aia. Ăla de 20 de mii, probabil că îți dă și un 2-3-0, mai vii și cu Stoian, mai vii și cu ălalalt, mai vii și cu ălalalt, îi bagi, cresc și lângă jucătorii ăștia, zici că sunt profesioniști, că sunt nu știu ce, că sunt nu știu cum, că sunt altfel, îi învață și pe ăștia. Deși Chiricheș n-a găsit niciun adept la alergarea aia după... Niciunul, singur, niciun. Alergă singur. Alergă singur. Mă, și vezi cum e viața? Se orientează la cot, mă. Bă, săracul se pregătește, impere chiar, n-are impere absolut el. Nimic, da. Bă, nimic la picioare astea, bă, și se lovește la antebraț. Da, asta e ghinion, da, n-ai ce e... să... Dar le cam are pe ghinioane el. Bă, dar asta e chiar ghinion. Adică dacă a fructură musculară atunci când a stat, aia, mă rog, mușchiul bătrân. Dar aici, de ce se pregătește, intră perfect. Bă, joacă mai bine decât mă așteptam, îmi spun sincer. Și se lovește la antebraț. Mai bine primul, primul gol al lui Cojocaru? Nu, primul. A, lui Cojocaru. Da. Am crezut că primul gol din meci a fost al lui. Nu, primul gol ți-a plăcut al lui, șutul ăla? Șarul lui Munteanu. E frumos. Șarul lui Munteanu. Pentru că dar... face repede lui Munteanu. Da, aici. Asta este ăsta îmi place pentru că e dat cu cap. Da. De ce? Pentru că el e în partea dreaptă, știe că portarul vine după minge și în momentul ăsta, da, el se tot duce în dreapta, portarul face și el 1-2 pași, da, și după aia de aici, știind că portarul e acolo, o întoarce în partea aia altă. Bă, și o lovește frumos. O lovește frumos, exact da. Cum trebuie. Este. El trebuie să lase astea, pentru că am mai vorbit noi despre el. El vrea să fie Alibec. Lasă-l pe Alibec, lasă chiloții aia, nu mai trage de ei, nu mai fi cu tricoul ăla, nu mai fă lucrurile astea, că ai talent, e păcat. E păcat să nu faci, să nu joci fotbal. Ești să... mare, ești... Dar uite cât am mai omul. Da. N-ai cum să nu joci fotbal, să te nu vrei miște, să joci te fotbal. Te miște repede, adică, pentru că ești de mare. Dacă trage chiloții în jos să stea, da, nu știu cum e mai Alibec, bine. Ești Alibec, ești Alibec. Ești Alibec, lasă-l că nu o să fii Alibec niciodată. Fii Cojocaru, demonstrează-le da, la toți că tu ești Cojocaru și că o să fii cel mai bun jucător. Da, încă o dată, revenind. Hagi, deci este... Bine, eu nu sunt foarte bun la pronosticul, v-am demonstrat. Dar nu așteptam la Farul niciodată. Da, niciodată. Bine, crește că Farul, băi, Farul n-a fost departe să nu intre în play-off. Asta mă gândeam. Meciul de la Botoșani da? A fost foarte complicat. Au avut ăia ocazii. Ultimele 15 minute, Farul. Și au avut ăia ocazii. Dacă Farul primea acolo, gol în final, pierdea play-off. Și acum... Ok, dar spuneți-mi un lucru. La Hunedoara n-au jucat, n-au vrut să joace pentru că au avut ceva cu Mutu și n-au vrut să joace. Aici, cu cine au avut ceva? Bă, nu, ei nu pot, ei sunt o echipă lentă. Nu, păi, nu, dacă noi și toată lumea a vorbit, domne, a vrut să scape vrut de el, schimbe să, pe da, Mutu, să da. Schimbe pe aici Mutu. Pe cine ai ok, am înțeles. Aici, cu cine mai ai, ce mai ai? Nu, din contra aici. Că și acum... Tu vrei să-ți câștigi locul în sezonul viitor, că știi că se uită Petrescu la meci, știi că el va fi antrenor și tu zici, bă, eu trebuie să îmi câștig locul în sezonul următor. Da, zici cineva știi că ce? Primul pe care le-a este Iuri, a văzut că ăla e. Dar cine a zis cineva? Nu Meme știu. A zis. Meme a zis, incredibil. Da. Băi, am văzut acum lista de a cerut pe Iuri, pe încă unul, dar mai a fost pe la un croa de 33 de ani, nu mai știu cum îl cheamă, îmi scapă acum, zis că e în gazetă. Știi ce se întâmplă acum la sfârșitul campionatului? Ăia care au alergat la Vatra Dornei o să râdă de ăștia alții. Că atunci au râs toți de ei. Ții minte? Să nu râdă aia. Deci când i-au văzut pe acolo alergând, au râs tot. Nu, poate să râdă și ea că sunt acolo. Deci aia nu e de râs că fiecare trage. Deci dar când au alergat acolo, au râs toți de ei. Acum,
Eu cred, sincer, că pozele astea făcute pe Photoshop. No, no, nu se arată prea bine, nu se poate. Nu, 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 nu există așa ceva. Eu cred că arată, știi cine m-a arătat așa? Ei, când au luat cu aia, că mai ține de poza aia din gata sportului cu... Da, 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 la bustul. Ăștia arată parcă un pic mai bine. Atunci sigur n-au făcut Photoshop. Da, 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 ăștia arată parcă un pic, mă, bă, toți. Bă, toți, pe mine asta mă miră. Dar fii atent că vreau că să... Că știi că în prima poziție e că ea din spate. Nu exact. Și ea din spate. Bă, da. Nu sunt așa mari pe mușchi. Dau da, unii slab, pe da, așa da, mai da, slab ușurel. Sunt toți. Nu... Băi, calorifer au toți. Toți. Vreau să te întreb. La un moment dat, Siriac spune așa. Era vorba despre tenis, bineînțeles, dar eu cred că s-a referit la tot sportivul român. Și spune așa, jucătorul român, cred că așa exact a spus, jucătorul român nu este bun de nimic. Ce crezi că a vrut să spună? Sau doar la tenis crezi că... Pentru că eu vreau să-ți spun ceva. Dacă în momentul în care cineva, da, de panvergura asta, spune treaba asta, ce trebuie să facem noi ca să fim buni? Noi trebuie să muncim de 10 ori mai mult decât oricine, nu? Trebuie să fim David Popovici toți la toate sporturile, dacă vrei dar să faci. Dar noi nu muncim și trecem la antrenamentele lui Guardiola, da? Noi nu putem să dăm o pasă. Noi nu putem să alergăm. Noi trecem la antrenamentele lui Guardiola. Și râdem de Dorina Munteanu. Crezi că e întâmplare felul ăsta în care joacă aici la, la Faru, CFR-ul? Ți s-au părut că sunt jucători care vor să-i demonstreze lui Petrescu că merită să rămână sau că nu pot mai mult de atâta? Că nu pot. Că nu pot. Da. Deci dacă noi nu înțelegem că trebuie să muncim, noi trecem la antrenamentele lui Guardiola, la mental coach, la toate astea, dar sărim niște lucruri elementare. Nu știm să dăm pasă, trebuie să ne antrenăm să dăm o pasă și trebuie să alergăm mai mult decât toată lumea ca să trecem la alt nivel. După părerea mea, nu este admisibil ca fotbalist profesionist să lucrezi 2 ore pe zi. Nu este suficient. Poate 2 ore pe zi, dar nici la Ronaldo și cu Messi ea lucrează 5 ore pe zi. Nu mi se pare normal să lucrezi 2 ore pe zi. Eu, asta e părerea mea. Vei spune că se acumulează oboseală dacă lucrezi mai mult și mai poți să joci? Nu știu. Bine, pot să spun și că fotbalul, într-un fel, e, știi cum îmi spui tu, că trebuie să alergăm maraton în fiecare zi ca să mergem la maraton. Nu, Pandi, dar trebuie tu să faci stăm... secvențe nu, din dar maraton dar trebuie, Pandi, ca să poți peste o lună, două să dar alergi dar maraton. Să termin antrenamentul și eu, fundaș lateral, trebuie să vorbesc deci cu mijlocaș, să centrez 1000 de ore. Este obligatoriu. Jucător de 16, 17, 18 ani este obligatoriu să facă de 2-3 ori pe săptămână individualizare. Da, este da. Obligatoriu. Da, 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 sigur. Este obligatoriu. Nu ai cum. N-ai cum să nu faci. N-ai cum să crești. Să explicăm de ce n-ai cum. Voi stăteați toată ziua afară. 10 ore jucați pe zi. Probabil că pentru că au de recuperat sutele alea de antrenamente pe care nu le-au făcut când trebuia să le facă. Sigur. Avem și aici o fază, tot de Pandi remarcată. În final de meci e un moment petrecut cumva în afara terenului și anume... Și vreau Dane, vreau să-ți explic de ce mi-a sărit deci faza să asta. Ne uităm, să reluăm, să nu ne uităm la cel care are mingea la camera, ci la cei care sunt în spate, la încălzire teoretic. Da, da, da. La încălzire. Cine-i 7? La jucă... 7 Caduri, nu? Da. El Caduri. De ce... Băi, stă Filip... picior peste picior. De... picior peste picior. De ce mi-a sărit? De ce mi-a sărit asta? Eu n-am văzut, bravo, Pani. Deci de ce mi-a... Nu, dar de ce mi-a sărit în ochi? Fiind la meci la Bayern München cu Arsenal, fiind în tribună, am văzut când în minutul 25-30, nu știu exact, au ieșit la încălzire primii 5 jucători de la Arsenal. Au ieșit de la bancă, bă, pe unu, mari jucători, da? Acolo. Da, da. Unu nu stătea să mai tragă de ceva, de altceva, la treabă, de direct, să discute. Au luat-o, pac, s-au dus, au făcut ce la, se uita la preparator, ăla le spunea, făcea. Au plecat toți acolo, au ieșit alți 5 direct acolo, s-au dus, s-au făcut, au intrat înapoi, s-a terminat. Pauză, toți pe teren. Pe unul nu-l vedeai că vorbește cu altul sau că face nu știu ce, toți făceau băi, ce trebuie să genial, și când vin, și când mă întorc, uite ce văd aici. Bă, stă picior peste picior. Deci probabil că de-asta mi-a sărit, Dane, probabil că de-asta mi-a sărit în noi, că altfel n-are cum să... Deci uite-te și tu. Ok, o să ne spună, domne, nu s-a mai făcut nicio schimbare. Cum nu s-a făcut? Nu, nu s-a mai făcut nicio schimbare. S-a făcut și în 82 și în 87. Dar cel mai bine ai observat tu asta cu Chiricheș, bă. Bă, unul nu mai vine lângă nici el. Unu. Deci bă, unul. Bă, nu a reușit pe niciunul să convingă? Că e bine ce face. Bă, unul.
Vezi care e... Și e clar. Dar el de unde știe asta? Că a jucat, cât a jucat pe afară, pe acolo, mă, la echipă păi serioasă. Păi nu, el știe că a simțit că da, e, se simte mai bine. Da. Dar unul nu a zis. Nici unul. Bă, vin și eu, ce faci, nu, mă, acolo, nebunule? Eu cresc, că am și eu 30 ani. Nu, 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 nu. Si. Am zis aici, acolo, la farul, i-a luat prin surprindere. Da, 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 era întuneric acolo, da, da. Bă, da. E, după care a început apa acolo pe teren și a trebuit să plece. Dar până atunci, deci, ceva extraordinar. Au mai făcut ceva, fii atent, că unde au dus-o, că de asta spun. Deci, ei aleg jucătorii, știu să paseze, sunt antrenați foarte bine, trebuie să trecem la nivel. La ce? Mental coach, nu știu ce, să fim bine. După care trebuie să trecem la altceva. Trebuie să învățăm toate trucurile. Asta au făcut ăștia de la Arsenal anul ăsta. Au învățat toate trucurile. Ce înseamnă toate trucurile? N-ai văzut pe nimeni până la ei la cornere să pună mâna pe portar, să-l împingă pe portar. N-ai văzut până la ei pe nimeni să stea 3-4 jucători în afara cadrului porții în, la bara a doua. Da? Și de acolo să vină să atace mingea. Am văzut un lucru. La un moment dat la meci se accidentează cineva de la Arsenal. Pe partea dreaptă. Pe jumătate în partea dreaptă. Ei fiind aici în partea stângă. În momentul ăla iau de la doctor ceva și bagă în teren. Aia. Cu apă, cu nu știu ce. Ăla era accidentat. Era ca și cum bagă pe ăla. Vin toți, cheamă pe toți să le spună ceva. Deci i-a băgat pe ăia în teren, dacă în cazul în care se întâmplă ceva, ăia erau acolo, chiar dacă tu veneai aici și nu era golul valabil, ia unul de la Bayern mingea, aruncă, că îi trece prin cap, aruncă autul și vrea să plece. Dar nu puteau să plece pentru că ăștia aveau oamenii, doctorii în teren. Dacă el nu avea doctorul în teren și doar chema jucătorii, gândește-te că mingea aia se ducea la adversar și se ducea direct spre poartă, că scăpa pe centrul terenului. Deci au învățat, dar au învățat toate trucurile astea după ce le știau pe toate astea. Da, înțelegi? Mă, sunt următoarele etapele firești de dezvoltare. Nu sar din prima... Da, noi vrem să mergem la grădință la facultate. Coach. Păi la mental coach ce să facem la mental coach? Că noi nu, suntem, nu știm să dăm cu piciorul minge și nu putem să alergăm. Așa e. Bun, o singură fază vreau să mai vedem, după care și clasamentul în play-off, pentru că spuneam urmează o etapă intermediară, mâine primele două meciuri. Minutul 90 în meciul dintre Oțelul și Ucluj este o fază la care este un posibil roșu la Teleș pentru intervenție pe care o are asupra lui. Eu nu înțeles cum să nu dai roșu, mă. Hai să vedem momentul. Și mie cum nu dai roșu. Eu nu înțeles, explicați-mi și mie. Eu am comentat meci, explicați-mi și mie. Îl nenorocești. De ce îl nenorocești? Cum să nu dai roșu? Eu nu înțeleg. Vezi urmările? Cred că îl bagi în spital pe Nistor. Nu, cred că se operează. Nici nu contează că l-a văzut, că nu l-a nu văzut, că de n-a chestia avut. Asta. Ridici piciorul la etajul 2. Și rupi nasul. Deci, da. Păi, și lui Gogea Mitu i-ai fi rupt nasul. Da, 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 da. Nu se poate așa să nu dai roșu. Uite și tu în ce hal e. Da, nu contează că... Ce treabă bun, ai văzut? Jos pălăria... Reacția publicului. Asta apropo de ce s-a întâmplat, de exemplu... Nu neapărat apropo, dar așa trebuie făcut. Nu, sau, mă rog, da, și... nu neapărat apropo, dar jos pe reacția publicului. Dar bun, nu repede clasament, roșu. Da, repede clasamentul în play-off. O etapă foarte importantă pentru zona de Europa. Locul 2 merge sigur în Conference League. Locul 3 merge la baraj. Mă gândeam acum variantele din cupă și din... din play-out. Etapa aceasta avem așa. Miercuri se joacă Farul Rapid, iar joi se joacă Craiova CFR. Nu sunt decisive meciurile pentru că mai sunt bine, încă 4. Bine, și cine e avantajat de treaba asta? FCSB. Astea se vor ciuguli între ele, că n-au cum. FCSB oricum are un avantaj. S-au ciugulit de la începutul. Da, da, început, da, da. Între ele. Bun, ne oprim. Mulțumesc Bogdan Cosmescu, mulțumesc Basara Panduru. Mâine primele două meciuri, ambele în play-out, dar atenție ce meciuri avem mâine. La retrogradare o luptă teribilă. Voluntari întâlnește FCU Craiova, iar mâine seară Botoșan vs Dinamo. Avem emisiuni după fiecare din aceste partide. Acum vă urez o seară bună.